Bună ziua! Daniela Birău mă numesc, reprezentantul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov și deschid dezbaterea publică organizată de Exece Finecon, procedura de revizuire a autorizației integrate de mediu numărul Sibiu 112 din 22.03.2010, revizuită în data de 19.05.2011 și revizuită în data de 19.06.2019 la punctul de lucru din județul Brașov, pe teritoriul administrativ al orașului Săcele, în intravilanul acestuia, la limita cu zona industrială sud-sud-est a municipiului Brașov, respectiv în vecinătatea CET Brașov, ca urmare a finalizării proiectelor, obținerea autorizației de construire pentru lucrări de închidere celula 1 și 2 din depozitul ecologic zonal Brașov și obținerea autorizației de construire celula 4, depozit ecologic zonal Brașov, prin escavare de agregate minerale, perimetru temporar, Durba Fineco 4. Declar deschisă ședința de dezbatere publică la ora 16. Dezbaterea publică pentru obținerea revizuirii autorizației integrate de mediu a fost mediatizată conform prevederilor legale în vigoare și a fost anunțată a se desfășura în data de azi, 10.08.2021, la ora 16, la Centrul de Evenimente Lux Divina, în sala Lux Divina 2, strada 13 decembrie, numărul 96, municipiu Brașov. Pentru o participare mai largă a publicului interesat, societatea a anunțat și a pus la dispoziția publicului interesat un link de acces la o platformă online, link care a fost afișat pe site-ul titularului. Persoanele participate în sala de ședință vor fi nominalizate și se vor înscrie în anexă la procesul verbal cu lista persoanelor participante și vor lua cuvântul în ordinea înscrierii în acea listă. Am distribuit în sală o listă cu participanții pe care am rugămintea să o completați și în ordine să ne înscriem la cuvânt. Aș vrea să prezint din partea autorităților, din partea APM Brașov, așa cum am prezentat Daniela Birău, Agenția pentru Protecția Mediului, responsabil dosar de obiectiv, doamna Ioana Benga, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, șef serviciu monitorizare și laboratoare, doamna Negulici Mariana, consilier în cadrul compartimentului reglementări din APM Brașov, doamna Andreea Bogdan, reprezentant compartimentul CFM din cadrul APM Brașov. Tot din partea autorităților, doamna Onofrei Monica, reprezentant Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Brașov. Din partea autorităților, aș vrea să mai știu dacă mai este cineva prezent. De la Primăria Brașov. Bun. Și l-așteptăm și pe domnul primar al municipiului Brașov. Și ISO. Da, mulțumesc frumos. Vreau să vă spun că nu avem decât un singur microfon ca să ne auzim. Va trebui să predau microfonul de fiecare dată celui care vorbește pentru ce este în sală. Pentru persoanele participante pe platforma online se vor înscrie pe lista de chat și vor lua cuvântul în ordinea înscrierii pe lista de chat. Bun, aș vrea să vă spun că ședința de dezbatere publică va fi înregistrată pe suport electronic, iar persoanele participante, atât în sala de ședință cât și pe platforma online, declară că sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie divulgate în cadrul ședinței și pe platforma online și să fie utilizate de APM Brașov și de autoritățile participante în scopul îndeplinirii prevederilor legale privind participarea publicului la procedura de obținere a revizuirii autorizației integrate de mediu. Înregistrarea ședinței de dezbatere publică se va realiza de către titular, care va transmite la APM Brașov dovada înregistrării împreună cu lista persoanelor participare conform înscrierii pe chatul platformei. Observațiile, comentariile, sugestiile publicului interesat vor fi
consemnate în prezentul proces verbal, se vor analiza și se vor transmite după caz pentru soluționare titularului de activitate, elaboratorului raportului de amplasament sau autorităților implicate. Au fost invitate la ședința de dezbatere publică autoritățile membre în Comisia de Analiză Tehnică din cadrul APM Brașov de către titularul activității și a fost prezentată la APM Brașov dovada invitării acestora. Dezbaterea publică, vreau să precizez, are caracter tehnic și nu decizional. Acum, înainte de a vorbi despre activitatea desfășurată de SECE Fineco, vreau să dau cuvântul doamnei administrator, care își va prezenta echipa cu care participă la această dezbatere și că cărora noastră aveți posibilitatea să le puneți întrebări. Vă rog frumos să vă prezentați echipa noastră și sigur că da, mulțumesc frumos. Nu înainte de a vă mulțumi pentru participare, pentru interesul dumneavoastră pe care îl manifestați față de un obiectiv de interes major pentru comunitatea, din care facem și noi parte. Fineco înseamnă azi respect față de mediu, față de comunitate. Ceea ce vom demonstra astăzi aici în fața dumneavoastră cu echipa noastră de specialiști. Îi voi ruga pe distinșii noștri oaspeți să se prezinte. Încep cu dumneavoastră. Bună ziua, numele meu este Dumitru Ungureanu, reprezint firma AstroServ, firma care a întocmit raportul de amplasament și firma care va prezenta anumite elemente legate de partea de evaluare pe care am făcut-o noi. Bună ziua, numele meu este Lucian Pavel, sunt directorul Departamentului de Protecția Mediului din compania Claruin, furnizor lider la nivel național și regional pentru soluții de tratare a apelor reziduale și captarea gazului de depozit și valorificarea lui, inclusiv consultanță pe principiile moderne de economie circulară pentru managementul deșeurilor și atingerea țintelor de reciclare. Mulțumesc! Mai este cineva? Da? Mă numesc Mariana Chivu, reprezint firma Vesling, care de foarte puțin timp preia responsabilitățile de mediu în sensul de sarcinile, externalizarea sarcinilor responsabilului de mediu pentru Fineco. Bună ziua, mă numesc Barbariu Dumitru, sunt reprezentantul firmei SC Iguț RL Brașov, proiectantul general al întregului depozit. Bună ziua, Ler Carol și împreună cu colegii mei, doamna Bucur Elena și Andrei Vasile, reprezentăm INCD Ecoind, laboratorul lucrării de evaluare a concentrației de miros prin olfactometrie dinamică. Bună ziua, mă numesc Corina Cață, reprezint firma Ecosimplex Nova, alături de colegii mei Florina Vigheț și Mihai Stănescu. Noi ne-am ocupat de studiul de dispersie pentru emisia poluanților în atmosferă din gazul de depozit. Din partea publicului, jurnalist. Da? Putem să începem cu întrebările sau? Nu? Adrian Miria, AD Isomediu Brașov. Mai prezint o dată Mihai Nanu, compartimentul de mediu din cadrul primăriei Brașov. Autorități? Da, aș vrea să îmi confirmați și să am garanția că suntem și online. Bine? Și ne aud și oamenii din online.
Societatea a depus solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Documentația de susținere a solicitării a fost disponibilă publicului interesat la sediul și pe site-ul APM Brașov. Activitatea intră sub incidența prevederilor legii numărul 278 din 2013 privind emisiile industriale, anexa numărul 1, punctul 54, litera B. Se supune dezbaterii publice raportul de amplasament întocmit de evaluator SECE Azroserv, persoană juridică înscrisă în Registrul Național al Laboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului. Până la data întocmirii prezentului proces verbal, au fost depuse la APM Brașov cu număr de înregistrare 14.144 din 9.8.2021 din partea ASUM Brașov, un punct de vedere favorabil desfășurării activității societății. Alte observații, comentarii în procedura de revizuire AIM, autorizației integrate de mediu, nu au fost depuse, ci doar solicitări de informații publice din partea domnului Agache Aurel Dionisie. Titularul activității, împreună cu angajații, experții angajați, vor prezenta pe scurt activitatea supusă autorizării. Facem precizarea că observațiile, comentariile publicului și punctele de vedere am vrea să vizeze doar activitatea supusă procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu. O să dau pe scurt cuvântul reprezentanților SECE Fineco să prezinte activitatea supusă autorizării, după care, în ordinea în care s-au înscris, cuvântul publicului. Mulțumesc frumos! Dau cuvântul reprezentanților SECE Fineco, domnul evaluator Ungureanu. Mulțumesc! Bună ziua din nou! O să încep scurta mea prezentare prin a vă spune că este a doua dezbatere publică la care am particip, în sensul că și autorizația anterioară la autorizația anterioară am participat la dezbaterea publică. Am văzut atunci, chiar dacă acum avem un reprezentant al publicului puternic, atunci erau oameni în sală îngrijorați de anumite stări de lucruri. Totuși au trecut, să zicem, câțiva ani și putem să abordăm... Ok. Da. Eu de obicei sunt certat că vorbesc tare. Dirigintele meu zicea, dacă nu, Ungureanu și când nu știe nimic, a vorbește tare. Da. Am să încep pentru că știu foarte bine povestea depozitului din Brașov. Depozitul ecologic, și spun ecologic în sensul că e un termen care în general este atacat, în sensul că nu este ecologic, și am venit cu gândul să plec puțin de la ce avem și ce nu avem. Adică trebuie să recunoaștem anumite putințe și anumite neputințe ale noastre. Suntem astăzi în fața, în procedura, să zicem, și în procedură și în elementul de dezbatere publică, adică elementul democratic, să zicem, de relaționat cu publicul, în care suntem obligați să prezentăm dacă se funcționa sau nu aleși și probabil că astăzi vom încerca, inclusiv raportul care a fost depus și este public, precizează clar că e un depozit care poate să funcționeze. Să plec de la ideea că este un depozit zonal foarte important în procesul de management a deșeurilor. Evident că întotdeauna se poate judeca și se speculează acest element. Dom'le, dacă e singur, nu avem ce să-i facem și așa mai departe. Nu, problema este că trebuie să vedem lucrurile exact așa cum sunt. Și poate că de-a lungul timpului au existat elemente la care depozitul de la Brașov, să zicem, a avut elemente de miros sau oamenii sau au ridicat. Da.
Din acest punct de vedere, practic, cel puțin de acum 3 ani s-au întâmplat foarte multe lucruri importante la nivelul depozitului. Am să vorbesc din prisma omului care lucrează de 30 de ani în domeniul protecției mediului. Am să vorbesc din perspectiva omului care a fost implicat la un moment dat în procedura de autorizare a alocației acestui depozit, în sensul că se discută foarte mult despre amplasamentul acestui depozit, cu toate că se discută foarte târziu. Adică, practic, avem aproape 20 de ani în dată de când acest depozit funcționează și ne punem problema dacă e sau nu e locul potrivit, ceea ce e destul de grav pentru, să zicem, pentru toate procedurile care s-au derulat de-a lungul timpului. Din alt punct de vedere, am și urmăresc, pentru că totuși lucrând în domeniul protecției mediului, urmăresc toate problemele legate de depozitarea deșeurilor din România și marile probleme care sunt ridicate în mass media, dar și în tot ce înseamnă comunicare online, legat de funcționarea anumitor depozite. Evident că primul lucru de care se discute este legat de miros. Deci eu o să încerc să scurt, dar oricât o să povestesc toate organizarea și structura depozitului, probabil că în final ne vom duce la problemele care generează, să zicem, un conflict sau o problemă legată de relația depozitului cu comunitățile din jur. Spuneam că am o experiență legată pe depozitele din Sibiu, Brașov, Sighișoara, Constanța și Brăila. Evident, nu am experiența depozitelor din București, care și alea sunt cele mai discutate și dar le-am urmărit cât am putut și am observat o stare de lucru pe care acum 3 ani am spus-o. Și cei de la Fineco pot să recunoască acest lucru. Am spus că în momentul în care începem să depozităm, avem și în cazul Fineco, avem o programare. Deci în momentul în care s-a luat decizia de a construi acest depozit aici, s-a luat o decizie pe 25 de ani, în care urma ca din etapizat să se construiască mai multe celule imediat ce se umple una, să fie pregătită cealaltă și așa mai departe. Și așa s-a construit celula 1, celula 2, celula 3 care este în momentul de față în funcționare și celula 4 pentru care suntem în momentul de față în dezbatere, în sensul că ea modifică condițiile de autorizare anterioare. Ei, acum 3 ani eram în situația în care celula 3 era goală și aveam 2 celule pline și apăreau elemente de miros. La fel am observat și pe celelalte depozite. În momentul aceste depozite funcționează de după anii 2000. Și după anii 2000, nici depozitul de la Sibiu n-a mirosit, nici depozitul de la Brașov n-a mirosit, pentru că cantitatea de deșeuri depozitate era mică și până la un anumit nivel de saturație, nivelul de dispersie, să zicem, a mirosurilor nu ajungea să depășească limitele amplasamentului. Și dacă el este și amplasat corespunzător, în sensul să nu existe zone rezidențiale în jur, atunci n-au existat și, să zicem, conflicte sau reclamații sau sesizări. În momentul în care, să zicem, prima celulă a fost plină, e vorba și de cazul de la Brașov, e vorba și de cazul de la Sibiu și așa departe. În momentul în care prima celulă plină și a doua începe să funcționeze, încep să apară elemente de miros. Și din anumite puncte de vedere a fost o discuție la nivelul ăsta. Dar dacă autoritățile și cu proprietarul depozitului iau măsuri de închidere a celulelor, așa cum sunt date, în mod normal, aceste mirosuri nu ar trebui să apară. Bun, așteptăm, să zicem, niște inversiuni termice sau niște, să zicem, fenomene meteo care pot să apară și să ducă într-o anumită zonă mirosul. Dar în mod normal, în condiții
indiferent de condiții meteo, indiferent de natura lor, în mod normal mirosul nu ar trebui să apară. Și la Brașov avem această situație. Deci avem două celule care în momentul de față sunt gazele pe care le elimină cele două celule sunt captate și duse și arse astfel încât practic în momentul de față suntem sub presiunea celulei 3, care este în funcțiune și care evident funcționează, hai să zicem că este la limită în momentul de față, dar este singura celulă care elimină gaze, să zicem, liber. Acum, pentru că suntem în faza în care avem o celulă plină, o celulă nouă, aș vrea să vă vorbesc puțin de ideea de depozit ecologic, care este înluată în derâdere de foarte multă lume. Vreau să vă spun că am avut ocazia să văd foarte multe depozite. Depozite din Occident, nu din România, dar le-am văzut și pe cele din România. Ele ca structură și ca mijloc de dotare și de organizare nu diferă deloc de tot ce prevede legislația românească în domeniu, respectiv hotărârea de guvern privind modul de depozitare a deșeurilor și de organizare a depozitelor, nu prevede lucruri diferite. De aceea, dacă un depozit românesc este construit conform hotărârii de guvern și cu caracteristicile tehnice stabilite acolo, în mod normal ar trebui să funcționeze bine și să nu intre în conflict cu comunitățile din jur. Dacă mă refer, ca să nu povestesc foarte mult tehnic, vreau să vă spun că, și evident că întrebările pot fi de această natură, vreau să vă spun că vorbim de celula 4, deci celula 4, în momentul de față, pentru că a trecut și de o procedură de acord de mediu, este construită conform reglementărilor tehnice în vigoare, stabilite de legislația românească, dar din perspectiva mea și din perspectiva unui tip de depozit ecologic din Norvegia, dacă vreți, pe care l-am văzut, sau din Germania sau din altă parte. Chiar dacă ideea este că nu mai există depozite prin țările din vest, ele există pentru că anumite tipuri de deșeuri trebuie depozitate. Acum, problema se pune de ce apar aceste, să zicem, probleme și discuții legate de un depozit. Și în general pot fi de două. Aș vrea să fie un dialog pe această temă, pentru că, la urma urmei, poate nu avem un public interesat, avem un jurnalist, adică o prezență jurnalistică în sală care poate transmite anumite tipuri de mesaje, tehnice vorbesc, eu nu mă refer, adică nu mă gândesc la ceva, că nu mă pricep, în sensul că avem două tipuri de probleme care pot să apară și eu o să merg pe ideea că suntem la o dezbatere a depozitului la Brașov. Una este, fie un management necorespunzător a modului de depozitare a deșeurilor pe depozit, ceea ce înseamnă că ajung deșeurile în depozit și fie că nu sunt acoperite periodic cu pământ, fie că nu sunt tasate corespunzător, fie că, să zicem, levica. Bine, sunt foarte multe lucruri care pot fi generate de un depozit, în sensul că vorbim de managementul levigatului, adică a apelor care spală zona depozitului și care sunt încărcate cu diverse substanțe poluante. Dar toate acestea sunt reglementate în sensul că ele trebuie să ajungă într-o stație de epurare și la Brașov avem o stație de epurare cu osmoză inversă, care evident este monitorizată de sistemul de apelor române la deversarea respectivelor ape. Ele trebuie să corespundă limitelor stabilite de sistemul de gospodărire a apelor Brașov. După aceea, avem un sistem de monitorizare a pânzei freatice, în sensul că depozitul este izolat, astfel încât nu ar trebui să existe și posibilitatea de
a ajunge levigat în zona pânzei freatice. Și din acest punct de vedere, depozitul de la Brașov are 5 puțuri de monitorizare amplasate astfel încât să surprindă pânza freatică din jur și din acest punct de vedere iarăși nu avem voie să surprindem acest pășiri. Din punct de vedere al aerului, aici e o problemă pe care aș vrea să o spun, pentru că discutăm foarte mult și în mod normal. Există două reglementări legate de acest buffer, de acest... Nepregătită. Din acest punct de vedere, practic, avem două reglementări legate de zona aceasta de buffer, zona de siguranță de 1000 de metri. Una vine pe legislația din unui ordin al Ministerului Sănătății, care precizează că e vorba de o zonă de protecție de 1000 de metri, dar față de această legislație există și în legislația de mediu o zonă de protecție de 1000 de metri. Acum, discuțiile pot fi foarte ample legate de această zonă de protecție și ce se întâmplă în ea. Câți centimetri, care este cantitatea și așa mai departe, care se depozitează, iar noi, la urma urmei, discutăm în sensul, și eu participăm la foarte multe discuții legate, la multe dezbateri. Încerc să mă duc să discut ceea ce oamenii interesează, nu neapărat tehnic, sunt ședințele tehnice de la agenție, unde vin instituțiile și rămân. Mă întorc la 1000 de metri, care e în discuție și e ridicată și analizată și văd că se repetă cu toate că precizez că după 15-20 de ani ar trebui să nu mai fie această discuție. Și ar trebui să fie gândită din perspectiva a tuturor deciziilor care se iau în viitor, dacă se mai construiesc cartiere, dacă se fac nu știu ce minuni, trebuie să se țină cont de această 1000 de metri. Dar și ea, din punct de vedere tehnic, are o anumită filozofie. Vorbesc de filozofie de mediu, nu mă pricep la... Adică încerc să rămân în domeniul mediu. Această 1000 de metri nu înseamnă că e un deșert. Adică în sensul că Fineco trebuie să facă ce vrea ea, astfel încât dacă depășește 1000, de-abia acolo e grav. Nu. În principiu, legislația de mediu nu oferă posibilitatea să depășești limitele în afara amplasamentului tău. Și ca atare, 1000 asta de metri este luată ca zonă de siguranță pentru anumite momente, să zicem, care pot fi anomalii, poate fi o inversiune termică, pot fi curenți de aer care nu au fost luați nici măcar matematic, teoretic, la 100 de ani mai departe. Și atunci, 1000 asta de metri nu este o zonă în care, să zicem, poți să faci orice, dar este o zonă de siguranță în care, totuși, anumite tipuri de reglementări de activități trebuie luate în seamă. De aceea, din punct de vedere al zonei locuite, zonei protejate, în această mie n-ar trebui să existe locuințe.
Ideea este că, de data asta, Fineco a făcut un lucru pe care eu, sincer, nu mă așteptam, dar nu-i rău, dar nu știu, deci nu, există și o tendință a excesului. De exemplu, a făcut un studiu care a luat în analiză, e un studiu care a luat în analiză pe zona de 1000 de metri tot ce se găsește, din punct de vedere al cărții funciare. Dacă sunt blocuri, dacă sunt locuințe, dacă sunt ateliere și așa mai departe. Deci există în momentul de față un inventar pe care poate vedea oricine cu ce se găsește în zona asta de protecție de 1000 de metri. Eu spun, de ce spuneam că e un exces de zel? Pentru că în mod normal în zona asta trebuie să ai anumite griji, dar asta nu înseamnă că nu se știa ce e acolo. Deci există niște clădiri locuite, dar clădiri locuite, cum să zic, care nu sunt declarate locuințe, care nu sunt locuințe. Există oameni care trăiesc în zona triaj între calea ferată, la 100 și 200 de metri de gardul depozitului, care evident, din punctul ăsta de vedere că e foarte aproape de depozit, e foarte rău, dar este la fel de rău să locuiești într-o zonă de cale ferată pe unde se fac manevre de trenuri și așa mai departe. Evident că acei oameni au rămas, au fost prinși de vremuri locuind acolo, dar asta nu înseamnă că e normal să locuiască acolo. Și din punctul ăsta de vedere, evident, există două soluții simple. Ori rămân oamenii să locuiască acolo, ori mutăm depozit. Mă rog, cu toate că vă spun, depozitul funcționează în ideea că la limita depozitului nu are voie să aibă depășiri. Și din ultimele, ca să mă leg totuși de realitate, ca să nu... Din ultimele măsurători, și pentru că există cel puțin Westling-ul, dar și Ecoindu, și din ultimele măsurători făcute în zona depozitului, nu există depășiri la indicatorii stabiliți în autorizația veche, la indicatorii stabiliți în autorizația veche, dincolo de incinta depozitului. În ultima perioadă, zic. Nu mă duc în istorie, pentru că lucrurile sunt... Au fost și ani de căutări, cine sau nu. Pentru că în momentul în care ieși din afara depozitului, din punct de vedere, să zicem, juridic și așa mai departe, apar elemente de trafic, o fermă din apropiere și încep lucrurile să se complice. Bun. Deci avem această, avem această obligație ca mie asta de metri. Și mie asta de metri, vreau să vă spun că nu s-a întâmplat în ea, cu excepția unui colțișor de puz, e drept că e colțișor, pentru că în alte zone s-au construit locuințe, vorbesc de alte locații de depozite, s-au construit mult mai aproape. Sau aveți problema fermelor, unde s-au construit case venind spre fermă, cu toate că și ferma are, o fermă de găini, are și ea 1000 de metri. În cazul nostru avem un colțișor de puz unde există câteva locuințe și avem câteva locuințe care nu sunt oficial locuințe, ci sunt locuite. Realmente locuite de oameni care, evident, n-au nicio vină din punctul ăsta de vedere. Acolo și-au găsit ei locul și sigur că e baza lor de trai. Dar, în mod normal, dacă la limita incintei nu depășim limitele, atunci, în mod normal, n-ar trebui să fie afectați nici ceilalți oameni, cel puțin cei din zona triaj pot fi, să zicem, afectați de zgomot, nu de pe depozit, pentru că, în general, pe depozit, nu, la limita incintei nu s-au sesizat depășiri de zgomot. Nu există nici surse foarte mari, în afară de buldozerele care lucrează și tasează. Aș vrea să vă spun de tasare ca să rămânem. Tasarea este foarte importantă. Vă dădeam un tip de greșeală a ce poate face operatorul în a nu respecta. Dacă nu tasează deșeul foarte bine, atunci deșeul intră într-o reacție chimică aerobă care este... generează mirosul și dacă depozitul, adică depozitarea deșeurilor
sunt asate foarte bine, astfel încât să nu existe foarte mult aer în masa deșeului și pe deasupra, din când în când, se pune un strat subțire de pământ, atunci, în mod normal, practic, ăsta este managementul de invest, nu există altceva. Dar există un dar mare pe care nu vom putea întotdeauna să-l transferăm către operatorul depozit. Problema cea mai mare în România, și eu vă spun că sunt acum speculativ, adică o fac cu direcție, cu țintă directă către domnul Turcescu, pentru că e un mesaj pe care îl spun de 20 și ceva de ani și trece așa, mă rog, persoana mea nu e foarte importantă ca să fie luată în calcul. Dar în România avem ținte de deșeuri nerespectate pe toată România, nu? Și avem, suntem așa, în coadă, nu suntem chiar în coadă, ci penultima sau a treia, că mai e Luxemburgul care are probleme și cu Bulgaria, că în rest am fi ultimii. Închei, imediat. Deci, nu, că... Ok. În 2 minute termin și cu asta. Deci vreau să vă spun că... 2 minute și închei. Ca să pot... E regulă, 2 minute. De acord. Deci îmi dau seama. Nu-i timpul meu. Nu-i... Vreau să spun așa, că în România, țintele pe colectare selectivă și așa mai departe nu sunt atinse. Dar nu vrea nimeni să înțeleagă, de exemplu, că într-o masă de deșeu, să zicem de 100 de kilograme de deșeu, 50-60 de kilograme din deșeu este biodegradabil. Ei, sunt foarte multe, puține zone în România unde este colectat biodegradabil. Putem să ne ascundem, putem să dăm vina pe toți operatorii de depozite că nu-și fac treaba, că nu vor putea să transforme această cantitate imensă de biodegradabil într-o problemă care să nu miroasă. De-aia diferența între depozitele de invest despre care nu se discută și depozitele în România revin de aici, pentru că deșeurile care ajung într-un depozit de invest sunt în general deșeuri care fie nu pot fi incinerate, fie, dar sunt uscate, adică nu intră într-o fermentație aerobă. Mă opresc. Eu, așa, ținta era așa, că dacă... Mai are să scoată limba, să-i lingă pe ăștia direct. Se ocupe de biodegradabil și am scoate din deșeul nostru biodegradabilul separat, aproape 50% din ținta României ar fi realizat. Un ungureanu care... Eu am dat exemplu mai departe cu zona rurală, care... Majoritatea din zona rurală care nu ne e frică să pune mâna pe pământ nu se compostează la domiciliu și se transportă zeci de kilometri cantități imense de paie, fân, coceni, strujeni, bălegar, bolovan și așa mai departe la depozit, ceea ce face ca durata de viață a unui depozit să fie mică. Acum vorbesc puțin contra depozit operatorului, în sensul că el e interesat să primească orice cantitate. E și obligat, nu mai interesat. Că nu are voie să nu primească. Și atunci, dacă am încerca, cel puțin zona rurală, să o punem cumva să composteze, nu 50%, dar fiind jumătate rural, jumătate rural, 25% din cantitate din ținta României ar fi o reușită. Mă opresc aici că deja mesajul ăsta a fost cu biodegradabil și că putem să facem ceva, dar trebuie să ne ducem spre oameni, cineva. Vreau să vă spun că din punct de vedere tehnic, celula 4, nouă, în funcțiune, este o celulă care, mă rog, poate fi vizualizată acum, deci este o celulă care corespunde normelor tehnice în vigoare. Avem celula 1 și 2, care este, deci vă spun că eu n-am mai văzut pe alt depozit un mod de abordare care nu era acum 2 ani, 3 ani. Și, dar acum e vizibil, adică se vede și vizual, peisagistic, că depozitul arată altfel, se preiau gazele de pe celula 1 și 2, și care sunt, gaze care sunt incinerate, ceea ce în mod normal elimină posibilitatea de a apărea mirosuri și evident, ceea ce e foarte important este ca celula 3 să-și sisteze activitatea cât mai repede, ca să poată fi și ea
să poată intra și ea într-un sistem de închindere temporară, de tasări și după aceea de închindere definitivă. Din punctul nostru de vedere, eu nu am ce să spun că e bine sau rău, pentru că eu am scris într-un raport și raportul e public. Deci e clar că depozitul de la Brașov, din punct de vedere al planificării pe termen lung, poate fi o mică avere locală. A ne gândi acum să facem depozite în alte locații este foarte dificil. Există comunități care resping această idee. Nu vor să fie în zona lor depozite pe tot ce se știe și se află. De aceea, managementul lui, care este ok în momentul de față, este pornit pe o direcție foarte bună prin ultimele investiții care s-au făcut. Faptul că există suprafața alocată pentru încă câteva celule, din punct de vedere tehnic, este în regulă. Dacă și interesul pe scoaterea biodegradabilului din masa de deșeuri de la populație și compostarea lui, pe diferite forme, mai mari sau mai mici, sau de compostare la domiciliu, sau în fabrici, sau în stații de tratare mecanobiologică, este ok, dar este o posibilitate ca acest lucru să se rezolve și, sigur, în momentul de față există și o legislație pe deșeuri care, mă rog, încă ridică întrebări, dar ea probabil că va începe încet, încet să fie îmbunătățită și atunci poate fi și, dacă există, apar mirosuri, ele pot veni invers, dar nu. Există, din punctul de vedere al Fineco, există două studii din punct de vedere al calității aerului și al dispersiei și al modelării și așa mai departe. Deci există firmele care au realizat aceste studii în sală, probabil ele vor vorbi. Eu mă opresc aici și sigur că dacă sunt întrebări voi răspunde. Mulțumim frumos! Dacă nu ne-au ciufulit din public, înseamnă că a fost interesat. Mulțumim frumos! Nu știu dacă mai doriți din partea o altă prezentare tehnică. Domnul și-a prezentat raportul. Aș vrea să începem totuși cu publicul interesat. Doriți dumneavoastră din partea Ecoind câteva cuvinte și scurt ca să dăm posibilitatea publicului. Mulțumesc frumos! Bună ziua, Andrei Vasile de la Ecoind. Eu am făcut parte din echipa care a făcut studiul de olfactometrie dinamică. A fost primul studiu de evaluare a nivelului de miros făcut la noi în țară. Nu exista la momentul ăla nici legislație. Legislația a apărut abia în 2020, legea 123. Nici o metodologie care, de fapt, nu există nici astăzi. Legea este anul trecut, a intrat în vigoare, dar metodologia nu este nici astăzi. Ceea ce vreau să adaug, vă mulțumim pentru prezentare, nu sunt de acord cu un singur lucru. E normal să fie așa, dumneavoastră sunteți din partea Fineco. Nu sunt de acord cu un singur... Așa, apărați... Așa, am înțeles. Am înțeles. Ideea în felul următor. Părerea mea este, am fost la foarte multe depozite de deșeuri, am fost la foarte multe ferme și aș vrea să plecăm de la cu totul alte premize, și anume că un depozit de deșeuri, faptul că a spus că un depozit de deșeuri nu trebuie să genereze miros peste limita de incintă. Cu faptul ăsta nu sunt de acord. Aici nu sunt de acord pentru că vă spun foarte clar că un depozit de deșeuri, indiferent de cum îl operezi, o fermă de animale, o stație de epurare, o rafinărie, indiferent de cum operezi procesele tehnologice, se vor resimți mirosuri în afara incintei. Este imposibil să se întâmple altfel. Eu am fost pe depozit de câteva ori atunci când am făcut studiu, am fost și pe celula 3, tocmai sus, am văzut zeci de camioane care stăteau și descărcau deșeuri cu conținut mare de materie organică, așa cum a spus și dumneavoastră, din care puțea groaznic, groaznic. Ori ălora n-ai ce să le faci. Indiferent de ce soluții adoptă Fineco, ălora n-ai ce să le faci. Camioanele alea se vor descărca, acele emisii se vor duce în aer, inclusiv emisiile de pe celula 3. Într-adevăr, a fost primele două celule, a fost acoperite complet și captate, emisiile sunt captate de un sistem care le și elimină. E un lucru minunat care nu se întâmplă, din păcate, la foarte multe depozite în țară. Dar celula 3
celula 3 este descoperită. Nu are cum să fie altfel, pentru că acolo se depozitează continuu deșeuri. Nu au cum acele deșeuri să nu producă, datorită faptului că e multă materie biologică, să nu intre în degradare biologică și să nu fie emisii de biogaz, hidrogen sulfurat, mercaptan, care miros sau, cum spun prietenii pe Facebook, pe grupuri că le urmăresc și eu, put. Într-adevăr, put și or să miroasă în continuare, indiferent de ce se face, în anumite condiții meteorologice. Și de asta, acea zonă de protecție sanitară, acea zonă tampon, de asta a fost introdusă. De asta a fost introdusă în jurul depozitelor de deșeuri, în jurul fermelor, în jurul stațiilor de epurare. Pentru că miroase, chiar dacă nu sunt depășite concentrațiile de hidrogen sulfurat și amoniac, prin operarea normală a procesului tehnologic, că e creșterea animalelor, că e epurare aerobă și așa mai departe, se emit substanțe mirositoare care se vor produce disconfort în zona de protecție sanitară. Ceea ce trebuie să facem este să luăm măsuri să nu ajungă mai departe de zona de protecție sanitară, mai departe de cei 1000 de metri. Dar chiar în Europa, limitările pe miros se fac sub percentilă 98, ceea ce înseamnă că 2% din cele mai mari concentrații dintr-un an, atunci când faci modelarea matematică a dispersiei mirosului, se elimină. De ce? Pentru că sunt situații meteorologice nefavorabile și cred că la Brașov, studiind partea meteorologică, sunt mult mai mult de 2%, sunt situații în care condițiile meteorologice, indiferent de ce face operatorul economic, vor conduce la concentrații de miros foarte mari în zonele rezidențiale, sau mari, sau resensibile. Și atunci limitele sunt puse astfel încât 2% din acele concentrații să fie eliminate și operatorul economic să nu fie închis pentru că este inversiune termică sau bate vântul într-o direcție cu zonă pretejată. Deci eu asta am vrut să adaug, să nu plecăm de la premiza că dacă operatorul economic, indiferent care e el, că e Fineco, că e o fermă sau o stație de epurare, dacă operatorul economic funcționează normal, perfect, cu toate tehnologiile, nu o să miroasă. Ba da, o să miroasă. O să miroasă în zona de protecție sanitară și o să miroasă din când în când și în afara zonei de protecție sanitară. Ceea ce trebuie să facă, din punctul meu de vedere, operatorul economic, este să-și ia toate măsurile și mi-ar fi plăcut ca observațiile publicului în procedura anterioară să se focuseze și să oblige operatorul economic să investească și să aplice măsuri de reducere a mirosului. Nu să închidem depozitul, că nu asta e soluția. Nu asta e soluția sub nicio formă, ci să reducem emisiile pe cât cu putință. Ori observațiile respective, din păcate, nu s-au îndreptat către astfel de măsuri și investiții, s-au îndreptat către a demonstra că studiile respective nu sunt conforme. Ceea ce e complet neadevărat și sper că am demonstrat. Deci, din nou, este absolut normal să miroasă. Trebuie făcut astfel încât să miroasă cât mai puțin, dar este absolut normal să miroasă. Nu se poate altfel la un depozit de deșeuri, nicăieri în România, nicăieri în Europa, indiferent de ce ai face. Nici la o fermă, nici la o stație de epurare, nici la o rafinerie. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! Începem să dăm cuvântul publicului. Primul care s-a înscris la cuvânt este domnul Robert Turcescu. Vă rog frumos! Bună ziua tuturor, mă bucur că vă întâlnesc. Am participat de-a lungul timpului la multe dezbateri publice. Asta este o dezbatere foarte interesantă. Am luat cunoștință cu problematica în urmă cu un an de zile când am candidat aici în zona Brașovului, de asta are mai puțină importanță. Cert este că în calitate de jurnalist am să fiu cât se poate de succint și am 3 întrebări punctuale la care vreau să-mi răspundă reprezentanții Fineco și o întrebare de asemenea punctuală adresată autorității locale, în speță dacă se poate domnului primar Coliban, dacă nu altcineva din autoritatea locală. Spun că sunt întrebări punctuale, unele dintre nuanțe au mai fost atinse și în expunerile de mai devreme, dar eu de aceasta am să vă rog pe cei care veți lua cuvântul să fiți cât se poate de concentrați și să vă gândiți că ar trebui să discutați sau să răspundeți nu pentru specialiști, de aia îi spune dezbatere publică, ci pentru publicul care, într-un fel sau altul, va intra în contact cu răspunsurile dumneavoastră, că ele vor fi consultate în urma stenogramei, că vor fi consultate online sau că sunt chiar în acest moment oamenii în online, de aceea răspunsurile aș vrea să îmbrace nu neapărat un caracter tehnic, ci unul cât se poate de adaptat la nivelul de înțelegere al unui om obișnuit care nu are cunoștințe neapărat tehnice. Întrebările am să le rostesc în rafală și urmează între dumneavoastră, dintre reprezentanții Fineco, să decideți cine răspunde. 1. Prima întrebare e așa. Care e motivul pentru care există levigat în celula 4?
Deci se discută în acest moment despre celula 4, a apărut această problemă legată de levigatul din celula 4, vreau un răspuns punctual, motiv și eventual ce se face cu acel levigat. Bun, a doua întrebare. E legată de o chestiune mai veche. Cum au demarat lucrările de construcție la celula 4 fără acord de mediu? Vreau un răspuns de asemenea punctual și cât se poate de onest. A treia chestiune s-a mai ridicat, de aia spuneam mai devreme, cum se rezolvă problema mirosului de la această groapă de gunoi, da? Punctul de vedere al Fineco, iar pentru autoritatea locală, cred că e cazul să prostesc acum întrebarea, da? E în regulă, sper. Înțeleg că există o discuție despre blocarea depozitării în județul Brașov în acest moment. E o dezbatere care a încins spiritele și în opinia publică, am citit și numeroase articole de presă pe această temă. Întrebarea mea este, presupunând că se va ajunge la o formulă de genul ăsta, de blocarea depozitării în depozitele Fineco, ce soluții a identificat autoritatea locală, recte primăria, pentru depozitarea gunoiului? Unde? Cum? Când? Cu ce costuri eventual, dacă pot fi date astfel de detalii. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă e nevoie să repet vreuna dintre întrebări, sunt aici. Prima era legată de motivul pentru care există levigat în celula 4, a doua legată de lucrările de construcție la celula 4 fără acord de mediu, a treia problema mirosului la groapa de gunoi, iar pentru primărie, cred că am rostit întrebarea. Îi predau microfonul. La prima întrebare, da, există levigat în celula 4, acesta este datorat activităților pe taluzul între celula 3 și celula 4, practic se schimbă drumul în momentul ăsta de acces și se depune deșeuri pe taluzul între celula 3 și celula 4, ceea ce practic împinge, schimbă puțin geometria deșeurilor, pe geometria taluzului, asta face ca o parte din levigatul din straturile de depozit practic să ajungă și în celula 4. Acesta, în celula 4, avem pompe, celula 4 ca și proiect este dotată cu pompe pentru preluarea levigatului care va fi generat de către deșeurile ce vor fi depuse în perioada operațională a celulei 4 și este transferat levigatul acesta în depozitul de levigat care există deja, de unde ajunge în stația de tratare a levigatului prin osmoză inversă. Deci este doar periodic atâta timp cât se face lucrarea între petaluzul între celula 3 și celula 4. Sper că am răspuns. Da, întrebarea numărul 2. Construcția celulei 4 a fost obținută autorizația de construcție în condițiile legii 50, sub condiție, în sensul că până la finalizarea construcției vom obține toate acordurile și avizele prevăzute de lege. Lucru care s-a și întâmplat. Acordul de mediu a fost emis în data de 20 aprilie, dacă nu mă înșel, iar procesul verbal de recepție a lucrărilor a fost încheiat în data de, în luna mai, nu știu exact să vă spun ziua. Deci am acționat în economia legii, am obținut autorizația de construcție în condițiile legii 50, și ne-am îndeplinit obligația de a obține toate avizele și acordurile de mediu până la finalizarea construcției. Acordul de mediu s-a obținut în luna aprilie, iar construcția, procesul verbal de recepție, s-a încheiat în luna mai. Foarte succint. Statistic, urmărind grupurile media de socializare, mulțumim și tot sprijinului dat și de domnul primar și de toate autoritățile și de opinia publică, demersurile făcute în ultimul an, în perioada 2020, începutul 2021, mai ales prin închiderea celulei 1-2 și instalarea sistemului de captare a gazului de depozit, a redus considerabil și asta vedem și la nivel de feedback, să zicem așa, a populației.
Același demers îl vom continua și pe celula 3. Celula 3 este deja, conform promisiunii făcute inclusiv domnului primar, este deja conectată la sistemul de gazare. Deci gazul din celula 3 ajunge în momentul ăsta în faclă, în sistemul de degazare, și toate restul măsurilor vis-a-vis de modul de operare, modul de depozitare, acoperirea zilnică, sunt de natură să minimizeze disconfortul olfactiv. Deci noi urmărim ghidurile de bună practic și încercăm practic pe măsurile din ghidurile de bună practic să micșorăm disconfortul olfactiv. Știm că dacă ne uităm așa într-o plăcintă de 100%, peste 75% din disconfortul olfactiv este generat de gazul de depozit, gaze de depozit care în momentul ăsta, datorită tuturor eforturilor, toate presiune, tuturor încurajărilor, este gestionat în siguranță. Sper că am răspuns cât se poate de succint. Bună ziua! Pentru că mi-a fost adresată o întrebare de către domnul Turcescu, profit de ocazie să îi răspund, dacă și cu acordul dumneavoastră mai sunt și alte două puncte pe care voiam să le abordez într-o luare la cuvânt. Voi profita de microfonul pe care mi l-ați dat. Domnul Robert Turcescu întreba ce vom face dacă va fi blocată depozitarea. Ei bine, nu este doar problema Brașovului. Este o problemă pe care o vedem în multe situații, inclusiv Bucureștiul avea 3 depozite care au funcționat aproape un an de zile fără autorizație de mediu. În perioada respectivă eram chiar președinte al Comisiei pentru Mediu a Senatului și am spus-o în nenumărate rânduri. Nu putem să mergem în continuare cu niște obiective care creează probleme de mediu doar sub spectrul acesta al șantajului că nu vom avea unde să mai ducem deșeurile. Concret pe problema Brașovului, să clarificăm și un element de context, responsabilitatea cadrului și al planului județean rezidă la Consiliul Județean Brașov. Am avut o discuție și cu domnul vicepreședinte Zoltan Zener, care se ocupă de această problemă, are delegate aceste atribuții. Există o hârtie de la autoritățile din județul Covasna, de la groapa de gunoi de acolo, care spune că în măsura în care Brașovul va avea nevoie de o soluție de urgență, există varianta aceasta. Legat de costuri, pe de-o parte, evident, acest lucru ar induce niște costuri suplimentare, pe de altă parte, discutăm și de niște costuri de mediu și de un scenariu în care nu neapărat ne dorim să ajungem. Am fost și voi trece la punctul legat de istoric și să facem o trecere în revistă, pentru că și cu domnul Ungureanu ne-am văzut într-un format similar în urmă cu 3 ani de zile, în 2018. Moment în care consider că v-am răspuns, există o hârtie. Vă rog, putem să avem și dialogul acesta. Da, mă interesa să știu, dar bun, înțeleg, poate fi depozitat gunoi în Covasna în situații de urgență. Asta înseamnă la un moment dat o situație chiar de urgență, da, poate să fie pentru câteva luni de zile, pentru un an de zile, să spunem, da. În cât timp estimați că Brașovul ar putea să nu mai depoziteze în condiții la Covasna, presupunând că merge mai departe cu acest scenariu? Mai ales că înțeleg în momentul de față că disputa este pe ceva ce totuși există în momentul de față în Brașov, și anume un nou depozit care poate fi gata, poate fi folosit. Da? Aici apar disputele. Care e punctul nostru de vedere, autoritatea locală? Bun, haideți să lămurim și acest aspect. Nu este un nou depozit, este un depozit care funcționează din 2004. Este un depozit care a ajuns la celula numărul 4, deși celula numărul 3 s-a umplut în 3 ani de zile. Este un depozit planificat a avea 6 celule și deja vorbim de celula numărul 4 care să opereze iminent, pentru că nu mai avem unde să depozităm la celula numărul 3. A fost o discuție și legată de celula numărul 3, care a operat o vreme fără să aibă nicio autorizație, pentru că celula numărul 2 fusese plină. Este un depozit care, în cel puțin după anul 2010, când trebuia să fie închisă celula numărul 1, a
tărăgănat foarte mult această procedură de închidere, lucru care a dus la marile probleme legate de mirosuri și de hidrogen sulfurat și de tot ce ține de emisii. La momentul 2018, da, înainte să ajung la istoric, subliniez ce am spus. E o situație pe care o au multe județe din România și există situații similare cu județe care nu au depozit și care trebuie să care deșeurile în alte depozite din zona învecinată. Noi, la ora actuală, în Brașov, avem doar acest depozit, care e un depozit conform, potrivit normelor, mai puțin conform dacă ne uităm după probleme și după ceea ce semnalează populația. Și avem cumva și apropierea față de Covazna, care ar face distanțele acestea mai mici decât în cazul altor județe care își cară deșeurile în județe învecinate. Nu este, cred, scopul discuției de azi să discutăm astfel de planuri. Scopul discuției de azi este cum facem să avem o soluție de depozitare a deșeurilor în județul Brașov, inclusă în planul județean de gestionare a deșeurilor, pentru că ăsta e normativ, ăsta e cadrul în care dezvoltăm aceste sisteme, și care să fie fără probleme sau cât mai puține probleme de mediu la nivelul populației. Și revin, v-am spus, în 2010 s-a terminat depunerea la celula numărul 1, n-a fost închisă, de-abia în 2018, când se terminase deja de un an și depunerea la celula numărul 2, s-a discutat despre închiderea acestor două celule și a demarat închiderea și, iată, trei ani după, putem vorbi, cum spuneau și domnii de la prezidiu, putem vorbi de o ameliorare a efectelor percepute, dar nu de o eliminare a lor. Vreau să îi amintesc domnului Andrei Vasile, nu mai țin minte dacă a fost prezent în dezbaterea din 2018, dar lucrurile solicitate atunci în sală și inclusiv în format scris către autorități au inclus măsuri de reducere a mirosului, inclusiv planuri de gestiune a mirosurilor, studii de dispersie, toate aceste lucruri. Cred că o parte din aceste acțiuni au fost asumate și inclusiv datele pe care dumneavoastră le aveți și le-ați prezentat sunt ca urmare a unor astfel de demersuri asumate de către operator, dar cred că ele sunt insuficiente. Adică avem nevoie să facem mai mult. Și aici intervin cu observații pe text, nu pot să fiu de acord și nu putem, cred, niciunii să fim de acord cu formulări de genul depozitele de deșeuri se consideră o sursă minoră de emisii. În cazul Brașovului, nu știu dacă cineva din cei prezenți sau locuitorii din zona triaj pot să fie de acord cu o astfel de afirmație. Ce aș adăuga pe zona tehnică? Se vorbește despre monitorizare, dar doar de CH4, CO2 și N2O și ca principali factori de poluare. Se vorbește de compuși organici volatili, de NOx, NH3 și CO ca elemente secundare, dar nu se face trimitere la acest capitol principal legat de emisii de la H2S, de la hidrogenul sulfurat, nici la metan, nici la amoniac. Și consider că se face referire la aceste gaze, se face referire la aceste probleme pe parcursul documentului, dar ratăm să le includem exact în zona principală de monitorizare și v-aș întreba de ce. Consider că ar trebui să avem monitorizare în principal la hidrogen sulfurat și mai faceți aici trimitere la niște măsurători care arătau 12,9 micrograme pe metru cub în depășiri pe 30 de minute. Cred că e important să afirmați și care este pragul, să înțelegem un pic impactul acestor lucruri. Legat de numărul de puțuri, într-adevăr apreciez faptul că există instalația de captare și că este funcțională, cum au spus și reprezentanții operatorului. Remarc totuși un aspect la nivel de numere. 36 de puțuri la celula 1, 15 la celula 2, 9 la celula 3, celula 4 are prevăzute numai 6. De ce scăderea aceasta și dacă ea nu afectează inclusiv emisiile difuze, emisiile de suprafață, cred că ar trebui să ne asigurăm că felul în care se face captarea acestor gaze asigură o tratare cât mai bună și o diminuare cât mai mare a acestor emisii. Monitorizarea mai multor componente, cum am spus, față de capitolul propus, cred că e absolut necesar să adăugăm hidrogenul sulfurat. Apreciez ce a sugerat domnul Andrei Vasile, repet, au fost sugestii inclusiv în dezbaterea de acum 3 ani legate de nevoia unor măsuri de reducere a mirosului. Legat de mirosuri, într-adevăr există soluții, inclusiv soluții chimice pentru a diminua impactul lor.
Ați spus, domnule Ungureanu, clădiri locuite care nu sunt locuințe. Probabil faceți trimitere la acele foste spații care au devenit locuințe, spații ale CFR-ului, dar vă amintesc că și în dezbatere în 2018 am ridicat acest punct. Există blocuri, există PUG-ul care are M3B stelat în zona respectivă, adică locuințe colective de P+4. Există blocurile de pe strada respectivă, blocuri care sunt din anii 60, probabil 50, sunt fostele blocuri de ceferiști care tot timpul au fost locuințe, au fost acolo și în 2000 și în 2004, sunt și acum tot ca locuințe. Prin urmare, se află într-o zonă mai mică de 1000 de metri față de perimetrul depozitului de deșeuri și nu putem de fiecare dată când avem o astfel de dezbatere să ne facem că nu există sau să le ignorăm prezența. Legat de perspective, ne aflăm din nou, din păcate, după 3 ani de zile în aceeași fază în care, bun, ce facem, nu putem să nu autorizăm, că nu mai avem unde să ducem deșeurile. Ei bine, soluții, cum i-am răspuns și domnului Turcescu, cred că ar fi, chiar dacă nu le dorim și nu sunt pe termen lung, soluția reală este, din punctul meu de vedere, și am mai spus-o și cu ocazia dezbaterilor pe planul județean, este să planificăm un depozit nou. Ceea ce spuneți dumneavoastră că nu vrea nicio comunitate, păi noi cât, Brașovul cât o să mai suporte deșeurile întregului județ? Am făcut-o timp de 17 ani. Cred că e momentul să spunem de ajuns. Pe de o parte. Pe de altă parte, este o datorie a autorităților județene să găsească aceste soluții. N-a fost simplu niciun județ. Dar avem județe care au câte 2 gropi și nu a fost nici revoluție, nici dimpotrivă, ele operează. Există, din punctul meu de vedere, soluții și am prezentat o hartă a județului care să aibă acele raze de 2 km în jurul localității, nu de 1 km, cum e distanța minimă dată de Ordinul Ministrului Sănătății. Deci 2 km și am găsit locuri în apropierea căilor de circulație județene, deci ușor accesibile pentru salubriști, care să permită amplasarea acestor depozite la 4 km față de localități. Cred că e momentul în care să spunem, chiar dacă acum, pe termen foarte scurt, pare că nu avem soluții, ar fi inconștient din partea autorităților, tuturor autorităților, să nu gândim planul. Cum spunea și domnul Turcescu, cât durează să faci o groapă? Durează ani de zile și o știți foarte bine. La Cluj, cu toate contestațiile și toate astea, a durat peste 10 ani de zile. Dacă noi nu ne apucăm astăzi să gândim viitoarea locație, vom avea exact aceeași dezbatere și la celula 5 și la celula 6. Din punctul nostru de vedere și al meu, este ceva inacceptabil. Nu mai putem să spunem, las că duce Brașovul toate problemele astea de mediu. Cu atât mai mult cu cât vorbim de un depozit care este amplasat din punct de vedere al direcției vânturilor, neferit. De aceea ajungem să avem aceste probleme resimțite și în zona centrală în anumite zile și într-o grămadă de alte zone din oraș. Prin urmare, pot să nuanțez poziția, da, probabil că vom avea această celulă numărul 4, da, este imperios necesar să avem planuri actuale și moderne și eficiente de gestiunea mirosurilor și da, este necesar să ne gândim dacă nu cumva asta ar trebui să fie ultima celulă pe care o avizăm. Și asta este un dialog pe care ar trebui să-l avem toți cei implicați, inclusiv autoritățile de mediu, inclusiv în perspectiva acelui plan județean care ne spune negru pe alb că nu avem ce să facem și că trebuie să mergem cu groapa asta. Nu, eu zic că avem ce să facem și astfel de dezbateri sunt momentul ideal să ne asumăm astfel de ținte. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul primar. Aș vrea totuși să atrag atenția că obiectul acestei dezbateri îl constituie funcționarea, autorizarea activității pentru depozitarea deșeurilor în celula 4. Planificarea gestionării, modului de gestionare al deșeurilor la nivelul județului Brașov au făcut obiectul planului județean de gestionare a deșeurilor, care, la momentul la care s-a avizat, a prevăzut, așa cum a propus Consiliul Județean și cum permite legislația de mediu în vigoare,
ca acest depozit să fie inclus în planul județean pe următorii 5 ani. Acum suntem la autorizarea celulei 4 și asta am vrea din partea publicului, care sunt problemele care dumnealor, ca să ne ajute în luarea deciziei, care sunt problemele pe care le ridică publicul, astfel încât să putem să identificăm măsurile și condițiile care trebuie puse pentru funcționarea celulei 4. Da? Mulțumesc frumos! Bună zi! Sigur că da! Și aș vrea, dumneavoastră sunteți parte din, sunteți reprezentantul autorității publice locale și cu reprezentare în ședința Comisiei de Analize Tehnice și așteptăm din partea autorității publice locale punct de vedere cu privire la funcționarea, modul de funcționare al celulei 4 din depozitul Fineco pe care îl avem acum în dezbatere. Mulțumesc frumos! Și da, numai puțin, să, domnul, nu, numai puțin că mai vrea să răspundă ceva, domnul Coliban. Puțin, mulțumesc! O scurtă adăugire legat de ce ar trebui să mai conțină o autorizație, autorizația aceasta. Așa cum prevedea și autorizația obținută inițial, exista obligativitatea pentru operator să închidă acel depozit de deșeuri menajere, depozitul neconform la Timiș Triaj. Cred că e momentul, pentru că obligativitatea aceasta există, dar nu are un termen impus, este momentul și autoritățile de mediu care vin și ne întreabă și pe noi legat de sarcinile pe care le avem la nivelul autorității locale pentru celălalt depozit, cel de deșeuri industriale, este un moment bun să impunem un termen pentru această obligativitate de închidere operatorului prin actuala autorizație. O obligație fără termen este o obligație care poate să treneze la nesfârșit. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, dar nu face obiectul acestei dezbateri și nu este prevăzut în documentația de autorizare a celulei 4. Pentru, așa cum v-am spus și în dezbaterea de la acordul de mediu, nu face obiectul acestei discuții. Sunt între noi, APM-ul, și dumneavoastră Primăria Brașov și nu face obiectul, nu fac obiectul acestei dezbateri. Mulțumesc frumos! Legat de celula 3, bună ziua, sunt Barbăriu Dumitru, proiectantul general al depozitului. Legat de celula 3, aflată în operare în momentul de față, pot să vă spun că am realizat o ridicare topografică în 2 august, acum 8 zile, și în urma ridicării topografice realizate am constatat că s-a ajuns la un grad de umplere de circa 98% față de capacitatea autorizată de 955.245 de metri cubi. Deci în momentul de față sunt 936.430 de metri cubi de deșeu depozitat în celula 3, ceea ce face că în viitorul foarte apropiat operatorul să intre în imposibilitatea de a depozita deșeu pe depozit. Nu. Atât am. Da. Mulțumesc. Mai. Da. Vă rog. Într-adevăr, prin decizia de încadrare, celula numărul 3 este prevăzută în perioada de operare să se conecteze la instalația de degazare prin cele 9 puțuri. Imediat ce se sistează operarea, depozitul celula 3 va avea 21 de puțuri în total, astfel încât să corespundă într-adevăr cu logica pe care tocmai ați prezentat-o. Celula 4 este prevăzută prin proiect să înceapă degazarea de la primele momente. Este o îmbunătățire, să spunem așa, față de anterior, prin 6 puțuri
centrale de-a lungul depozitului, de-a lungul celulei, și sunt șase cu care se începe de la primele tone de deșeuri depuse în celula 4, astfel încât să permită totuși operarea, pentru că dacă ar fi mai multe din momentele incipiente, practic nu am reușit să mergem cu utilajele necesare desfășurării activității operaționale în această celulă. Imediat ce ea ajunge la un nivel aproape de celula 3, așa cum celula 3 a ajuns la nivelul apropiat de celula 2, cu perete comun, bineînțeles că sistemul de degazare, în funcție de activitatea operațională, poate fi suplimentat. Sper să fi răspuns succint. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Dau cuvântul, numai puțin, domnului Stancu, doriți să vă înscrieți la cuvânt? Doamna Stancu Iulia Ioana, da? Bună ziua! Mă numesc Stancu Iulia, locuiesc în cartierul Triaj de când m-am născut, de 34 de ani. Cum spunea domnul Ungureanu, dacă nu mă înșel, de când sunt mică am simțit mirosurile, dar n-aveam Facebook, nu știam să ne informăm. Știți că românii sunt pasivi și așa mai departe. Voiam să vă spun că v-am citit ultimele articole și ultimele declarații. N-am reușit să le citesc de când le-am deschis, pentru că nu am putut să-mi țin sub control anumite sentimente. Citesc dintr-unul că la Fineco gândim pe termen lung și considerăm că o bună gestionare a deșeurilor este promisiunea pe care o facem față de copiii noștri de a păstra un mediu curat și sănătos, că ne implicăm în acțiuni de interes pentru comunitatea locală prin acțiuni ecologice și de plantare a perdelelor verzi. Așa ceva avem nevoie să faceți în jurul cartierului nostru, deci eu locuiesc în Liziera Brașov. Și legat de ce a spus domnul Ungureanu, am colege care locuiesc acolo aproape exact de depozitul ecologic și care au spus că sunt proprietari pe locuințe, dar nu și pe teren. Tot acea colegă mi-a spus că are o stradă asfaltată acolo și un parc făcut de către operatorul economic. Și voiam să vă întreb, pentru că în dezbaterile anterioare ați recunoscut câteva greșeli și omiteri pe care le-ați făcut față de cetățenii Brașovului, de la celula 1 și 2, și că au fost închise foarte târziu și faptul că stația de captare a fost achiziționată, dar n-a funcționat, cât de dispus ar fi operatorul să construiască, știu eu, nu știu, un parc verde în cartierul Liziera sau un triaj și o pădure, un astfel de tampon sau cum să-i spunem, zonă tampon, da. Asta este întrebarea mea. Nu este la mine microfonul. Cred că în perioada, cel puțin în ultimii 2 ani, am reușit să devenim un partener pentru autorități, pentru cetățeni. Pardon, scuze. Cred că în ultimii, cel puțin așa cred eu, că la această perioadă mă refer. Cred că în ultima perioadă am reușit să demonstrăm faptul că suntem un partener pentru cetățeni și pentru autoritățile publice. Domnul Ungureanu a omis să spună și lucrurile bune despre noi. Am încercat să aducem cele mai bune tehnologii, am încercat să fim transparenți și cred că am și reușit, am încercat să vorbim despre noi. Am participat la acțiuni de voluntariat și acțiuni de împădurire, acțiuni de curățenie. Am plantat în jurul depozitului cu partenerii noștri, milioane de prieteni, am și alți parteneri, arbuști, pomi, perdeaua verde, de fapt. Sigur că da, sigur că da,
Sigur că da, sigur că da. Suntem deschiși să fim partenerii dumneavoastră ai cetățenilor și ai autorităților publice. Da. Suntem alături de orice inițiativă de a îmbunătăți tot ce înseamnă calitatea vieții în Brașov. Da, mi se pare lucru prețios ce ați spus, sigur că au omis domnul Ungureanu. Poate n-a știut toate lucrurile acestea. El cumva a spus că avem iarăși o preocupare pe miros, cum a spus și doamna doctor din Cluj în ianuarie. Sfatul meu, dacă îmi permiteți, astfel de persoane care vorbesc în numele dumneavoastră și cumva o iau un pic pe arătură, nu vă fac deloc bine. Adică și doamna din Cluj ne-a spus de ce avem preocuparea de miros. Credeți-ne că weekendul acesta, în cartier, noi vrând să stăm afară, că de-aia e vară și stăm afară, am organizat seri de film, atât vineri cât și sâmbătă, care n-au fost întrerupte, că a trecut valul, să zic așa, dar mirosul s-a simțit, se simte în continuare și pe asta trebuie să lucrați, să vină cât mai puține emisii în aer. Autoritățile de mediu, dacă îmi permit, autoritățile de mediu sau cel puțin garda de mediu vă poate confirma că încercăm prin toate mijloacele noastre și procedurile noastre de lucru să reducem suprafața activă la o zonă cât mai mică și acea zonă în permanență să fie acoperită cu pământ. Pentru a nu produce acel sau a diminua acel disconfort olfactiv. Mulțumesc frumos. Domnul Agache, Aurel Dionisie, domnul Haralam, Mihai, ați spus că nu doriți să vă înscrieți la cuvânt. Mulțumesc frumos. Domnul Agache, Aurel Dionisie. Vă dau cuvânt. În prealabil. Raportat la întrebarea domnului Turcescu, doamna Predescu a trecut foarte lejer. Este acea întrebare cu legea 50/1991. Rugămintea mea respectoasă este totuși să detaliați ce anume din prevederile articolului 7 al acestei legi a justificat dumneavoastră pentru a obține această autorizație de urgență, luând în considerare că acest articol prevede foarte clar care sunt situațiile în care un operator poate să solicite o autorizație de construcție de urgență. Asta este întrebarea către dumneavoastră. Similar pentru doamna comisar de la Garda de Mediu, dumneavoastră, în momentul în care, în primul rând, când ați constatat că se lucrează pe celula numărul 4 și în momentul în care ați luat la cunoștință de faptul că primăria Săcele a emis o astfel de autorizație pe baza articolului 7 din legea 50/1991, raportat și la prevederile legii 292/2018. De ce nu ați luat măsuri pentru un control de legalitate în așa fel încât să vedem dacă această autorizație de construire a fost emisă în condiții de legalitate? Tot către Fineco, raportat-o la acest punct, de ce nu ați informat autoritatea de reglementare, RECTE, Agenția pentru Protecția Mediului, cu privire la faptul că ați început astfel de lucrări? Vreau să precizez că noi am monitorizat cu atenție, începând din luna septembrie, când ați făcut primele săpături și până în prezent, iar la momentul dezbaterii din 5 ianuarie 2021, celula era gata în proporție de 98%, nu 80 și ceva, cât a spus dumneavoastră. Cum este posibil ca autoritatea de reglementare să afle pe 5 ianuarie cu autoritatea de control care merge în permanență pe asta referitor la autorizație, ca să completez întrebarea domnului Turcescu? După aceea continui, dacă spuneți acum, dacă nu. O să-i dau cuvântul doamnei administrator. Aș vrea totuși să precizez că suntem la revizuire pentru funcționarea celulei 4. Acele întrebări au fost puse în dezbaterea publică pentru construirea celulei, pentru care s-a emis acordul de mediu.
au fost puse și atunci întrebări și s-a răspuns. O să-i dau voie doamnei să răspundă, dar vreau să precizez și să repet. Suntem la stabilire condiții de funcționare, celulă 4. Am să răspund scurt. Activitatea de depozitare a deșeurilor se înscrie în sfera serviciilor publice de utilitate publică. Am solicitat eliberarea autorizației de construire în regim de urgență, societatea fiind într-o stare de urgență. În acest context, societatea avea obligația, conform reglementărilor legale în vigoare, ordonanța de urgență 70, să asigure continuitatea serviciului. Legea distinge explicit că chiar și în situații de debranșare, operatorii de utilități publice, salubritate, apă, canal și așa mai departe, trebuie să asigure continuitatea serviciului. Lucru pe care l-am făcut, am asigurat continuitatea serviciului pentru județul Brașov, serviciului de depozitare, și îl vom face, vom asigura continuitatea și mai departe. Mulțumesc. Mai adaug o singură chestiune. Noi, societatea, ne aflăm în procedură de autorizare a celulei 4, începând din anul 2019. Legea distinge explicit că aveam obligația să obținem acordul de mediu, avize și așa mai departe, până la finalizarea obiectivului. Mulțumesc! Doamna comisar? Cu cantitățile. Da? Vreți să spuneți ceva? Am primit solicitarea dumneavoastră în scris, da? Vă vom răspunde la toate întrebările punctual. Vi s-a mai răspuns la o parte din aceste întrebări și cu ocazia dezbaterii publice pe celula 4. Mulțumesc! Ok. Pentru doamna Predescu, continuarea activității era pe celula 3. Celula 4, oricum nu aveați voie să depozitați și nu aveți voie nici acum să depozitați deșeuri până nu obțineți autorizația integrată de mediu. Știu, atâta mai trebuia. Dar... Exact. Dar operăm în celula 4. Acel motiv de urgență nu este prevăzut în articolul 7 al legii 50/1991. Ideea este, ca și public interesat, ca și observație, este că în caz de veți mai deschide vreo celulă vreodată, este că oricum nu puteți să depozitați în ea și dacă ați fi avut răbdare și ați fi respectat legea, puteați liniști după obținerea acordului de mediu să construiți în 3 luni de zile, 4 luni de zile maxim, această celulă. Acum, referitor la... Intrăm direct în fondul problemei. Tot o întrebare către doamna Predescu. De ce în procedura de obținere a autorizației integrate de mediu și adiacent și în cea de acordului de mediu, operatorul economic nu răspunde niciodată solicitărilor Agenției de Reglementare, Agenției pentru Protecția Mediului, la timp, exact cum cere APM-ul. Vă dau un exemplu. Ori de câte ori vi s-au cerut anumite sarcini de făcut, nu le-ați făcut și APM-ul a fost obligat de fiecare dată să revină către dumneavoastră și să solicite ori completări, ori inclusiv refacerea anumitor studii. De ce se întâmplă acest lucru, luând în considerare că noi am ajuns la acest moment al dezbaterii publice și dumneavoastră sunteți în această situație pentru că nu v-ați îndeplinit la timp sarcinile prevăzute de către Agenția pentru Protecția Mediului? Eu cred că au fost aduse sau am depus la Agenția de Mediu toate informațiile și, bineînțeles, și completările care ni s-au solicitat la timp, în termen. Faptul că ni s-au cerut completări
Nu știu de ce ne imputați că ne-au cerut completări. Noi am răspuns la toate completările în termenul legal, așa cum am considerat sau așa cum au considerat specialiștii noștri, am depus toate documentele solicitate la Agenția de Protecție a Mediului. Sunt aici de față, vă pot confirma sau informa informația pe care eu v-am dat-o. Înțeles. Bun. Acum, referitor la ce spunea domnul Ungureanu, s-a ajuns în situația în care abia la acest moment al procedurii este recunoscut faptul că în apropierea depozitului există o comunitate importantă de oameni. Domnul Ungureanu spune că s-a făcut un exces de zel prin atenția acordată în cele din urmă construcțiilor și clădirilor de acolo conform cărții funciare. Țin să reamintesc domnului Ungureanu că în precedentele documente pe care le-a emis, rapoarte de amplasament și cea mai departe, dânsul a ignorat cu desăvârșire existența acestei comunități, ba chiar la un moment dat, când se cerea identificarea publicului țintă potențial interesat și a posibilităților eficiente de informare a acestuia, dânsul a trecut foarte clar doar personalul muncitor de pe platformă și locuitorii din localitatea Săcele. Deci, așa cum ați recunoscut dumneavoastră, dacă vom lua în înregistrare, ați spus că se știa de existența acestei comunități și totuși în documentele oficiale, chiar dacă SCI-GUD de atâta timp cu planșa PS02 a identificat cu claritate existența acestei comunități acolo, dumneavoastră în documentele oficiale, inclusiv în completările pe care le-ați făcut la raportul de amplasament, niciodată nu ați recunoscut mai mult decât atâta, de fiecare dată exista doar că există locuitor la peste un kilometru de... Deci în zona, după zona de protecție sanitară. Și aici o să revin și o să fac inclusiv anumite remarci. În acest context am remarcat abordarea operatorului Fineco și a experților angajați de aceasta, prin care atenția este în primul rând acordată construcțiilor și clădirilor și mult mai puțin în acestea. Cei din urmă, chiar dacă trăiesc la o distanță de zeci, sute de metri și să știți că sunt câteva sute de oameni acolo, inclusiv copii mici, începând de la 6 luni până la 14-15 ani, am fotografii, am filmat, pot să dovedesc oricând. Deci cei din urmă, chiar dacă trăiesc la o distanță de zeci, sute de metri de perimetru depozitului de deșeuri, sunt eventual menționați în documentație cu sintagma nu sunt receptori sensibili în zonă. Fac precizarea că la nivelul documentelor Comisiei Europene, definiția de receptor sensibil este receptor sensibil, zona care necesită protecție specială, de exemplu zone rezidențiale sau zonele în care se desfășoară activități umane, de exemplu cele adiacente locurilor de muncă, școlilor, centrelor de zi, etc. Având în vedere că în diverse decizii ale Comisiei Europene, receptorii sensibili nu sunt discriminați în funcție de amplasarea sau nu acestora în zona minimă de protecție sanitară, sunt nefundamentate afirmații precum cele de la pagina 89 și 110 din formularul de solicitare autorizației integrate de mediu, la pagina 89.5.6 miros.562 receptori, nu sunt receptori sensibili în zonă, distanțele față de limitele intravilanului și se dau aici toate datele, porologia de rigoare. Pagina 110.9, zgomot și vibrații 9.1, receptor. Nu este cazul, în vecinătate nu sunt locuințe. Receptor sensibil, primele locuințe din Brașov sunt situate la distanțe mai mari de un kilometru de depozit. Este o mare minciună. Considerăm că nu există niciun temei, nici moral, nici legal, nici științific, prin care zonele și persoanele care trăiesc în locuințe cu acte construite înainte de 1990, să nu fie considerate receptori sensibili. De asemenea, trebuie eliminate categoriile diferite create în mod artificial în cadrul documentației depuse, cum ar fi zona rezidențială cea mai expusă versus zonele cu receptorii sensibili cei mai expuși, acestea descriind de fapt același lucru, respectiv receptori sensibili expuși poluării. Aveți un punct de vedere, domnul Ungureanu, la ce am spus? Da. Acum să o luăm puțin de data trecută.
când ne-am întâlnit. Sigur. Și când ne-am și plimbat pe teren, seara după dezbatere. Și când am putut urmări, de exemplu, pleacă domnul primar, dar o remarcă mică domnul primar, e foarte important să plecăm de la precizările PUG-ului Brașov, care are niște categorii funcționale foarte clare, stabilite, iar noi când facem analize și evaluări, ne raportăm la care sunt obligațiile și care sunt condițiile în care funcțiunile unei anumite zone trebuie să existe acolo. Deci nu pot să fac o analiză de atenție. Deci oamenii de acolo, eu pot să amintesc acum și filmulețul pe care domnul primar l-a făcut în zona de locuințe din Triaș, pentru că e cunoscut și eu știu și dumneavoastră, și, deci să nu considerați că nu am văzut zona respectivă. Sau. Problema este că, din punct de vedere al categoriei funcționale, nu este zonă rezidențială și nu există, deci tot ce trebuie făcut de-a lungul unui PUG. Eu, să știți, domnul primar, că v-am oprit dintr-un singur motiv. Nu să vă reproșez ceva, ci pentru faptul că față de acum 3 ani, acum sunteți primar și puteți altfel să priviți. Dar sunteți în eroare, domnul Ungureanu. Am folosit argumentul ăsta inclusiv în luarea mea de cuvânt. Da, este M3B steluță, care înseamnă zonă mixtă cu funcțiuni de P+4. Sunt blocuri din anii 60 și au fost prinse și în PUG la fel acolo. Deci nu vorbesc despre cele imediat de lângă groapă la 100 de metri, vorbesc despre cele care sunt acolo de când lumea și pământul, sunt și în PUG ca zonă mixtă, probabil v-a scăpat zona aceea, este un dreptunghi galben-mov, M3B stelat, care înseamnă exact asta, zonă mixtă de P+4, funcțiuni rezidențiale. Deci haideți să vorbim pe documente dacă tot vreți să vorbim de PUG. E și în PUG, eu, e acolo de când eu lumea. Am focalizat pe zona de 180 de metri, 200, cea din... Asta a fost exemplul pe care l-am dat, legat inclusiv de filmulețul noastră. Este o zonă improprie locuirii, indiferent de ce punct privim, iar tot raportul de mediu, de amplasament, atenție, deci dacă ne referim la zgomot, unde ați spus că nu e cazul și întotdeauna prezentăm lucrurile în favoarea noastră, nu e cazul pentru că ne raportăm la zgomotul de pe depozit care poate să afecteze locuințele din zonă și vreau să vă precizez că nu e cazul pentru că măsurătorile de zgomot făcute la limita incintei depozitului nu sunt, măsurătorile făcute nu prezintă depășiri. Deci nu mă refer la depozit, la zgomotul din zona locuințelor, pentru că zgomotul din zona locuințelor intră deja într-o altă categorie, într-o zonă în care este afectată de trafic, de trafic rutier, de trafic feroviar, nu mai vorbesc, pentru că am spus că sunt case între șine acolo, deci nu, deci atunci când analizăm anumite lucruri, trebuie să mă raportez la amplasamentul pe care trebuie să-l analizez și nu mă raportez la zgomotul din zona locuinței respective din perspectiva depozitului, pentru că nu depozitul este. Singurul element care putem să-l discutăm este cel legat de mirosuri și am precizat foarte clar cu amendamentul că există, domnul Andrei a intervenit și a precizat că pot exista mirosuri, dar din punct de vedere al legislației și a indicatorilor de mediu la care ne raportăm, în limitele pe care eu le-am analizat, atenție, limitele pe care la care m-am raportat eu nu sunt depășite, în general există în zona de discuții legate de mirosuri percepții și limite de percepția mirosului sub standardele pe care le avem noi în momentul de față și de aceea, practic, a existat necesitatea rezolvării acestei probleme a mirosurilor, iar problema a mirosurilor, în general, este privită din perspectiva apare un miros, trebuie să vină cineva și să vadă care este sursa lui, pentru că sursele pot fi diverse. Bun, în cazul de acolo, evident că depozitul este primul care e, să zicem, luat la purecat și verificat. Eu răspund la întrebarea care mi s-a pus. Da, deci o să spun legat de miros, atenție, deci
am luat puțin, deci la miros, chiar dacă ați citit foarte multe texte și foarte multe lucruri din raport, tot în raport există preluat din studiile de dispersie și de studiul mirosului din zonă, există lucruri care precizează clar că în zona de locuințe și inclusiv în zona de locuințe apropiate de 180 de metri, nu vorbesc de cele de la 550 de metri de care vorbiți dumneavoastră, că, mă rog, că știu, că nu știu, știu foarte bine, pentru că, mă rog, nu, chiar îmi place să-mi fac treaba. Deci, inclusiv la zona de locuințe, din modelarea făcută, rezultă că nu ar trebui să fie depășit. Evident că s-a discutat aici că în anumite condiții. Cu toate că eu merg pe ideea că n-ar trebui, indiferent de condiții, n-ar trebui să fie depășiri. Dar în anumite condiții, mai ales în momentul de față, când nici măcar standarde de construcții nu mai au fost calculate la anumite, să zicem, la anumite prevederi cu ploi la 100 de ani, cu știu eu ce, și așa mai departe. În momentul de față observăm, datorită schimbărilor climatice, că apare elemente care diferă foarte mult de studiile din ultimii zeci de ani. De aceea spun, în raport, ca să fim clari, deci există trimitere clară la studiile făcute de Ecoin și Ecosimplex, care precizează, și sunt atașate și documentele în documentație, care precizează clar că nu sunt deci din măsurătorile Ecoin nu sunt depășiri la limita amplasamentului. Iar în momentul în care se face modelare, rezultă că nu vor fi depășiri nici mai departe. Conform definițiilor din directive, avem la 180 de metri receptor sensibil sau nu? Cu da sau nu? N-am auzit. Deci avem receptor sensibil conform definiției date de directivă la 180 de metri. Că aici noi, până acum s-a vorbit numai de clădiri, dar toată lumea evită să se referă la receptorii sensibili. Și știți la ce mă refer. Deci, din punct de vedere la evaluării pe care am făcut-o eu m-am raportat și repet, la limita amplasamentului, în mod normal, conform legislației din România, depășirile care sunt dincolo sunt o problemă, sunt generate de ceva. Ele necesită de regulă o analiză luând în calcul și alte surse, dar analiza pe care am făcut-o noi cu măsurătorile făcute la limita amplasamentului, rezultă că nu avem o problemă dincolo de gard, decât doar în anumite situații sau chiar cu apariția unor surse colaterale. Dar vreau să vă spun că degeaba povestim, eu de aceea am spus că studiul făcut de Fineco cu detalierea tuturor locuințelor și cu tot este foarte complex așa și luat la bani mărunți. Ce? Să ne spună ce? Să ne spună că avem un cost din liziera care intră într-o 1000 de metri? Să ne spună că avem niște case care ele există pe marcate pe hartă, inclusiv de la raportul de amplasament de acum 3 ani? Adică ce? Deci discutăm acum aceleași lucruri care le-am mai discutat, deci n-a spus nimeni că nu există acei oameni acolo. Atenție! Și analiza face precizarea clară că sunt luate în calcul nu locuințele de acolo, dar sunt locuințe în toată zona de oameni care lucrează acolo. Nu știu, adică eu vreau să spun altceva. Vreau să spun că oamenii de acolo pot avea niște probleme generate de depozit, dar în același timp locul, zona în care locuiesc este, din punct de vedere urbanistic, rămâne o problemă. De aia cumva l-am oprit pe domnul primar, pentru că față de acum 3 ani, el este direct în momentul de față cel care poate soluționa parte din problemă. Pentru că este legat de... Vă rog, da. Ok, hai să trecem mai departe. Eu am răspuns, nu am răspuns într-un loc.
da sau nu. A fost o întrebare și dacă domnul Aveche îmi spunea da sau nu, puteam să spun da sau nu. Răspunsul este că există oameni acolo și că nimeni n-a spus că nu există oameni acolo. Ok. Bun. Mulțumim. Da, mulțumim. O întrebare către... Da. Studiu, adică n-ar fi gândit pentru oamenii de acolo. Ok. Da. O întrebare către APM Brașov. La adresele dumneavoastră prin care a solicitat completarea documentațiilor emise, asta a înscris doamna Birou, când în anexă să treceți, vă rog frumos, când neapărat... Vreți să vorbiți un pic mai tare? N-am da, auzit. Deci rugămintea mea este asta să răspundeți în scris, nu e neapărat acum nevoie. Nu doriți să răspund acum, da, să dar răspund în trebuie scris. Să pun întrebarea ca să poate fi notată. Sigur. Da. La adresele cu numărul 8171 din 2 iunie 2021 și 8171 din 9 iulie 2021, prin care a solicitat completarea documentației depuse cu numeroase clarificări, rugămintea mea respectuoasă este să analizați fiecare punct în parte și să ne comunicați publicului interesat, că noi din asta facem parte din categoria publicului interesat, conform definiției legii, în ce condiții a răspuns operatorul economic Fineco la toate acele cerințe. Ok. Bun. Doriți răspuns pe fiecare punct în parte? Pe fiecare punct în parte din cele două adrese, pentru că acelea nu puteau fi eludate de către operator și... Răspunsurile pe care le-a oferit Fineco, deci s-a transmis de către APM în 2-a 6-a, au răspuns, se găsesc pe site, da, și am revenit ulterior când am și hotărât să facem dezbaterea publică în 9-a 7-a și au răspuns din nou, da, și vreau să precizez că au răspuns în termen legal de 30 de zile, okay. Asta vreau să precizez, da, și... Rolul acestei dezbateri este tocmai pentru a ne culege informațiile și observațiile publicului interesat. Se va analiza în urma dezbaterii publice. Răspunsul dumneavoastră la întrebări se va, comentariile se vor transmite către titular, către evaluator sau dacă sunt răspuns pentru anumite autorități, chiar dacă nu sunt prezente, se vor transmite, se vor tria și se vor transmite către autorități, da, se va da termen să răspundă de regulă 30 de zile, dăm noi, nu precizează decât pentru, legea nu precizează decât pentru completările titularului, nu precizează încât să se răspundă la întrebările de la dezbatere, se va răspunde, se va pune pe site. Dacă nu sunt multe întrebări și nu este foarte mult, noi, în afară de pus pe site, am răspuns personal, de asta v-am și rugat să puneți adresele de mail, da? Dacă nu sunt zeci de... Am răspuns punctual și la fiecare, dar se și pun pe site într-un comunicat după dezbatere, după ce se răspunde la aceste întrebări. Și vi se va răspunde, se va analiza și vi se răspunde de APM. Câteva scurte observații și o mulțumesc, doamnă. Cu toate că APM Brașov a solicitat în mod expres în adresa 8171 din 2 iunie să fie prezentat modul în care au fost luate în considerare informațiile relevante și toate concluziile obținute în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, ținând cont inclusiv de informațiile comentariile publicului interesat, acest lucru nu a fost realizat, să știți. Lipsa conformării la această cerință a fost sesizată de către Autoritatea de Mediu, care prin adresa 8171 din iulie solicită încă o dată ca în raportul de amplasament și formulare de solicitare, pe care există mențiunea completat conform adresei din 2 iunie, să fie prezentat modul în care au fost luate în considerare informațiile relevante, inclusiv observațiile publicului. Nici în documentul de completare a documentației tehnice elaborat de către SC Astroserv, înaintat prin adresa 86 din 19 iulie 2021, nu este prezentat modul în care au fost luate în considerare informațiile relevante, inclusiv ținând cont de informațiile publicului interesat. Singurele informații suplimentare furnizate de către operatorul Fineco și experții angajați de acestea față de solicitarea repetată a APM, care a luat în parțial în considerare cerințele autorității locale de mediu, sunt următoarele. Inventarul construcțiilor, nu mai revin, valori de concentrații de hidrogen sulfurat și NH3
În zone locuite la o distanță de 200-250 de metri, extrase din studiul de dispersie, actualizat inclusiv și în iulie 2020 și completat în 2021, elaborat de Ecosimplex Nova. Restul informațiilor, comentariilor, observațiilor au fost complet ignorante. Alte argumente care demonstrează faptul că operatorul Fineco și experții acestuia nu au răspuns solicitării APM Brașov de a se ține cont de aceste informații ale publicului interesat sunt următoarele. În toată documentația depusă nu există cuvântul incertitudine și o să revin. Nu s-au adus informații suplimentare care să lămurească incertitudinea inventarilor de emisii din studiile realizate de Ecoin și Ecosimplex Nova. Menționez că în cadrul răspunselor furnizate publicului de către operatorul Fineco s-au adus informații parțiale sau incomplete privind certitudinea doar pentru inventarul de emisie din studiul Ecoint și nu s-a adus nicio informație privind incertitudinea inventarului realizat de către Ecosimplex Nova în condițiile în care acesta a fost completat inclusiv în 2021. Totodată, concluziile celor două studii sunt citate fără a avea nicio incertitudine asociată. Deci ce putem înțelege? Să înțelegem că certitudinea acestora este ridicată sau de fapt are incertitudini considerabile dacă ținem cont de informațiile furnizate publicului interesat de către Fineco. De exemplu, suportă incertitudini de estimare considerabile imposibil de calculat. Operatorul nu a răspuns într-un mod fundamental legat științific, solicitării APM, nu numai în ceea ce privește calitatea aerului, dar nici în legătură cu motivarea concluziei experților săi că monitorizarea nivelului de zgomot nu ar fi necesară, având în vedere că receptorii sensibili aflați la zeci sau sute de metri de perimetrul depozitului de deșeuri. Referitor la programul de automonitorizare a calității factorilor de mediu propus în documentația de mediu, raport, formular, plan de gestionare și documentația tehnică. Pot face câteva observații. Știu, dar da, e foarte mai e puțin. Da, o să le dăm și în scris, știu, dar trebuie spuse pentru că lumea ascultă. Ok. Noi i-am lăsat pe, inclusiv pe dumneavoastră să spune și pe oameni și nu i-am deranjat. Vă mulțumesc, domnul Tușe. Vă mulțumesc pentru sugestie. Deci, monitorizarea de acum încolo se fac observații pentru îmbunătățirea acestui raport. Pentru că, credeți-mă, lucrurile nu se pot rezuma la A, B, C, ați făcut sau n-ați făcut. Mulțumesc. Monitorizarea trimestrială a calității aerului în condiții de stabilitate atmosferică în patru puncte la limita amplasamentului pentru NH3, hidrogen sulfurat, metilmercaptan, pulber în suspensie, PM10, nu este relevant, deoarece legea numărul 104 din 2011, cât și STASul 12574 din 87, nu se aplică pentru monitorizarea la gard sau la locul de muncă. Ca și sugestie pentru completarea autorizației, ar fi cu mult mai utilă monitorizarea calității aerului pentru poluanții mai sus menționați, pentru receptorii sensibili situați la diverse distanțe de operator, 200-250 de metri, 450-500-800, cu privire la monitorizarea mirosului. Trebuie să se realizeze, la fel ca în cazul poluanților mai sus menționați, conform prevederilor legale din legea mirosului, la articolul 64.5, nu-l mai prezint că e foarte lung, în situația apariției sesizărilor și reclamațiilor, ar fi necesar adăugat în autorizația integrată de mediu monitorizarea nu numai a poluanților atmosferici NH3, hidrogen sulfurat, metil, mercaptan, dar și a mirosului, stabilirea unui protocol care să impună timpul optim, maxim, în care trebuie inițiată monitorizarea de la momentul primirii reclamațiilor, precum și modul de alegere a amplasamentelor de monitorizare în funcție de locația sesizării. Așa cum s-a putut constata până acum, efectuarea de monitorizări la un timp prea lung după sesizare sau în amplasamentele alese fără o justificare științifică s-a dovedit de cele mai multe ori inutilă. Tot în autorizație ar trebui trecut și elaborarea unui program de monitorizare a nivelului de zgomot. Pe de altă parte,
așa cum s-a evidențiat și în adresele pe care le-am trimis de-a lungul timpului. Depozitele de deșeuri menajere emit și alți poluanți cu praguri scăzute de miros. Spre exemplu, există emisii de sulfură de carbon, CS, dimetil sulfură și etilmercaptan, pe lângă cele de NH3, hidrogen și metilmercaptan, care au fost luate în considerare de către operatori și experții săi angajați. Cel puțin acești compuși gazoși, cu miros puternic și neplăcut, din care CS2-ul are specificată inclusiv concentrația maximă admisibilă la 30 de minute și 24 de minute în acel STAS, vestitul STAS 12574 din 87, trebuie abordați și ei și ar trebui adăugați. Așa, mai am foarte puțin. În ceea ce privește sintagma folosită în mai multe rânduri în cadrul documentației în legătură cu concentrația unor poluanți, conform STAS 12574 nu are valoare limită. Facem următoarele precizări. În standardul de vigoare există următoarea notă la finalul tabelului. În cazul altor substanțe decât cele din tabelul 1, se consideră că acestea depășesc concentrațiile maxim admise atunci când mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv. Mai există și Ordinul Ministrului de Sănătate. Prin urmare, o altă sugestie, înainte de a identifica și ignora poluanții în ghilimele, cu impact nesemnificativ sau cei aparent nereglementați, operatorii care au activități cu emisii de substanțe care pot genera disconfort olfactiv, ar trebui să întreprindă tot ce este necesar pentru a determina toți poluanții respectivi, atât ca și compus chimic, cât și ca emisie în aer. Bun. O singură întrebare către Ecoin și am terminat. Dânsii spuneau la un moment dat conform, și am găsit și noi, conform... Da, numai puțin, mă iertați. Să înțeleg că până acum au fost observațiile dumneavoastră în dezbaterea publică. Le veți, nu am reușit să scriem tot ce ați spus, le veți transmite și în scris. Ca de fiecare dată, doamnă. Ca de fiecare dată. Ca sigur, de fiecare sigur, dată. Sigur. Mulțumim frumos. Cu mare plăcere, doamnă. Că ne-am temut că n-am reușit să scriem tot ce da, mai m-am grăbit ca să nu... ca observații dumneavoastră. Mulțumim frumos. Acum următoarea întrebare. Da. Conform înregistrărilor RENAR, Ecoindu este acreditat pentru efectuarea de încercări conform standardului SRN 13725/2003. Întrebarea mea către dânsii este dacă acesta a fost standardul utilizat pentru obținerea concentrațiilor de miros din tabelul de la capitolul 5.1.3 menționat anterior. Dacă sunteți amabili să răspundeți. Da. Este tabelul 5.1.3, n-am notat pagina, îmi cer scuze. Da, mi-e cam greu să-mi aduc aminte ce e la în tabelul 5.1.3. Deci? Ok, n-are rost să mă uit în tabel, pentru că toate determinările au fost făcute utilizând olfactometria dinamică și standardul la care s-a făcut referire. Acum, mi-e foarte greu să vă răspund la toate întrebările. La unele v-am răspuns deja în nenumărate rânduri. Unele sunt complet aberante din punctul meu de vedere. Mi se pare foarte ciudat faptul că intrați într-un domeniu pe care nu îl cunoașteți. De exemplu, partea de măsurători pe care le-am făcut. De ce nu se fac mai multe măsurători? Eu v-aș întreba pe noastră, cum puteți să propuneți măsurători ale concentrației de miros în anumite puncte, cu o anumită frecvență pe care o considerați dumneavoastră, în condițiile în care limita de detecție a metodei este de 12 unități de miros și se percepe miros de la 1 sau 2 unități. Cum puteți să faceți asta? Adică dumneavoastră nu știți nimic despre domeniul respectiv, dar veniți cu niște solicitări da la care noi nu. Ne chinuim, ne vă spun acel... sincer, am pierdut zile întregi să ne chinuim să vă răspundem la niște aberații. Perfect, bun. Ca să înțelegeți ceva din ele. Deci dacă ați utilizat standardul acesta, așa, SRN, 13725/2003. În respectivul standard la capitolul 1, domeniul de aplicare se menționează. Acest standard european nu se aplică pentru metode de investigare în teren cu grup de evaluatori. În teren? Da. Grup de evaluatori? Da. La ce vă referiți? La ce vă referiți exact? Nu se aplică, dumneavoastră știți despre ce e vorba. Vorbiți de alte două standarde, 16841 pe 1 și 2. Exact, exact. Nu intrați în alte pentru, domenii. Noi nu am făcut... Dumneavoastră spuneți că sunteți... Ați vorbit jumătate de oră. Ne-ați dus în incertitudine de măsurare
care nu e de estimare, care nu există nicăieri în lume. Îmi spuneți dumneavoastră că folosind un program de estimare care e dezvoltat de Statele Unite ale Americii pentru depozitele lor de deșeuri, pe care l-am aplicat aici pentru că nu avem altceva. Și așa spune legislația din România, Ecosimplexul mai exact l-a aplicat. Dumneavoastră ne cereți certitudini de măsurare, de estimare. E imposibil să faceți așa ceva. E imposibil să vă dea cineva pe lumea asta o astfel de incertitudine. Și vă spun de ce. În momentul în care faci dispersie, ceea ce obții la nivelul receptorului sensibil este cea mai nefavorabilă, concentrația cea mai mare care ia în calcul emisia maximă, datele meteorologice cele mai nefavorabile dintr-un an, adică ora care provoacă cea mai mare concentrație și datele topografice. Vă dați seama că emisia maximă nu o să fie niciodată în același timp cu în același moment în care se întâmplă și condiția meteorologică cea mai nefavorabilă. Dar rolul acestor studii nu este să obținem niște concentrații exacte și să știm că în viitor o să avem fix concentrația de 5,3 unități de miros pe metru cub. Este imposibil. Incertitudinile astea pe care ni le tot solicitați în repetate rânduri nu se pot da. Rolul studiilor acestora este să ofere un worst case scenario. Atâta tot. Nu ne mai cereți toate aberațiile pentru că ne pierdem timpul să răspundem la ele. Faceți niște fraze pompoase cu nu s-au luat în considerare informațiile relevante. Care informații relevante? Spuneți cu subiect și prejudicat ca să vă putem răspunde. Le-am spus. Nu le-ați spus. Le-am nu. Spus. Nu okay. Le-ați spus. Nu intrați în partea de monitorizare. Perfect. Pentru și că atunci... nu cunoașteți. Ok. Și dacă pentru aceste emisii și receptori există un alt standard, acest SRN 16841, sunteți acreditat pentru zonă? Vă să faceți măsurător. Da sau nu? Sunt nu vreau două să vă tipuri de standarde. Pentru determinarea concentrației și pentru determinarea prezenței. 13725 este pentru determinarea concentrației și 16841 1/2 pentru determinarea prezenței mirosului. Nu are nicio legătură cu concentrația. Faceți niște amestecați informațiile okay, groaznice. Bon. Nu are nicio legătură. Da, aveți acreditare pentru... Avem acreditare și pentru determinarea concentrației de miros de la emisii, după 13725, și avem acreditare și pentru determinarea concentrației de miros din aerul înconjurător pe o metodă validată intern. Dar aici vorbim de concentrații mari. De exemplu, de la limita de incindă a Fineco pot să fac măsurări în aer înconjurător. Dacă pe Fineco îl pune DSP-ul să se ducă să facă măsurări la 5 km, Fineco o să plătească degeaba, pentru că acolo poate să miroasă, iar eu o să spun că e sub limita de detecție, dar limita e mai mult peste concentrațiile a care miroase. Și atunci Fineco o să plătească și o să plătească degeaba, ceea ce se și întâmplă în momentul de față. Bine. Plătesc o serie de măsurări care n-au cum niciodată să spună nimic. Eu o să spun că e sub limita de detecție, dar poate să miroasă acolo groaznic. Fără așa. Doar și poate. Așa. Se întâmplă foarte multe lucruri la care eu n-am cum să vă răspund. Sincer, și degeaba le cereți și le tot cereți și le tot cereți. Nu o să vă putem răspunde. Eu v-am spus, îmi pare foarte rău că sunteți de vârstă cu mine. De ce nu vă focusați pe măsuri și pe investiții? Obligați compania asta să investească, să vină cu măsuri. Nu vă mai legați de ce n-ați răspuns la corelarea, nu știu ce, de ce nu s-au corelat informațiile din cele două studii. Dacă două societăți care fac evaluări vă spun că nu au cum să se coreleze, unii au măsurat, unii au folosit metoda inventarelor, nu au cum să se coreleze, sunt în același domenii, respectă legislația în vigoare, dar nu puteți să cereți o corelare, nu există așa ceva. Adică, știți, uneori puneți niște întrebări pe care pe noi ne lasă mască, sincer. Ne lasă mască. Mulțumesc. Și e foarte dificil și e foarte mult public timp să interesat, publicul interesat poate să pună întrebări. Okay. Iar ceea ce a spus, da, publicul interesat, exact, doamnă. Doamnă, reprezint publicul, nu trebuie să răspund la întrebările dumneavoastră. Pe de altă parte, ce a spus dumneavoastră, a spus obligați operatorii. Vă rog frumos, atunci vă solicit în mod insistent să puneți dumneavoastră acele obligații undeva într-un document, în așa fel încât autoritatea de reglementare să le ia în considerare. Pentru că publicul interesat a spus-o de mai multe ori în ultimii 3-4 ani și, după cum spuneam ce la început, publicul interesat nu a fost băgat în seamă. Mulțumesc. Restul întrebărilor tehnice, fiți sigur că le veți primi, nu le mai detaliez. Sunt aceleași întrebări. Sunt aceleași okay. întrebări pe care le-ați tot repetat. O să răspundem la fel, bineînțeles. Mulțumesc. Foarte, încă doar... Da, foarte puțin, doamne, foarte puțin. Ok. Dar de acum, știu. Da, foarte scurt. Deci, ca și concluzie. Eu consider că autorizația integrată de mediu pentru celula 4 poate fi emisă doar
După propunerea unui program de monitorizare adecvat pentru toți factorii relevanți, inclusiv pentru miros și nivel de zgomot, și cu riscul să-l supăr pe domnul expert, cunoașterea gradului de incertitudine a concluziilor oferite de experții FINECO în baza unor calcule ale incertitudinilor argumentate științific, aprofundarea evaluării, solicitarea de noi informații și investigații suplimentare, precum și clarificarea și luarea în considerare a tuturor observațiilor. Despre studiul de impact asupra sănătății populației, care a luat în considerare doar limita de la 450 de metri în sus, nici nu are sens să mai vorbim. O să vă adresez o întrebare și acolo, de ce DSP-ul a refuzat să facă, luând în considerare că există receptor sensibil, de ce n-a făcut, a completat studiul de impact asupra sănătății populației. Sunt destule. Mulțumesc, o să vi le trimit în scris. Și eu mulțumesc frumos pentru partea de DSP. Vă puteți adresa direct DSP-ului, pentru că altfel ne-a străștiți procedura, o să redirecționăm noi către DSP. Puteți să vă adresați și nouă fără nicio problemă. Pentru partea de răspuns a altor autorități, o să redirecționăm către alte autorități. Tot ceea ce ați prezentat astăzi în dezbatere, vreau să am confirmarea că se transmite și în scris. E ok? Bun, mulțumesc frumos! Mai este domnul Baciu Liviu. Nu mai doriți să vă înscrie. Domnul Baciu Liviu nu dorește să se înscrie. Domnul Dudiță Iulian, Asociația Tot Mai Verde. A fost domnul. Și domnul, am terminat cu cei prezenți în sală. Aș vrea să văd lista pentru înscrierea la cuvânt. Mă aud? Aș avea rugămintea pentru cei care sunt în online și doresc să se înscrie la cuvânt, să precizeze pe chat acest lucru, astfel încât să avem posibilitatea să le dăm cuvântul. Din participanții de sunt înscriși pe lista de chat. Mai suntem conectați? Da. Pe lista de chat văd că nu se înscrie nimeni la cuvânt. Sunt câteva comentarii. Doresc să mă înscriu. Domnul George Boroda dorește să se înscrie, s-a înscris la cuvânt. Înaintea dumnealui nu este. Îl rugăm pe domnul George Boroda să ia cuvântul. Mulțumim! Bună ziua, nu știu dacă mă auziți. Putem să-l auzim? Domnule Borota, aveți cuvântul, vă auziți? Sigur că da. Mulțumesc frumos. Voiam să întreb, sunt George Borota, consilier local. Vreau să întreb reprezentanța companiei FINECO dacă... Nu vă auzim, au, se aude... Aveți probleme auziți? Cu microfonul. Noi nu auzim foarte bine. Acum e mai bine, poate? Da, acum da, mulțumesc. Așa. Doream să întreb, George Boroda, consilier local municipiul Brașov, doream să întreb reprezentanții companiei FINECO dacă au un plan, un plan de viitor, altul decât celula 5 și celula 6. Pentru că mi se pare important să cunoaștem, fiind un partener vechi, să cunoaștem care sunt intențiile pe termen lung. Vale, vreți să repetați de la care sunt intențiile? Da. Ce intenție are FINECO? Da, mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Marcela Predescu, administratorul FINECO. Mulțumesc.
Nu știu, e regulă sau a auzit întrebarea? Bună ziua sau bună seara. Pot să vă confirm că suntem un partener pentru autoritatea publică locală și nu numai. Autoritatea județul și cu județul Brașov. Pot să vă răspund, sigur că da, avem planuri de viitor. Pot să vă răspund la investiții, asta, investiții în tehnologie inovatoare, așa cum am procedat și până acum. Avem sigur că da, planuri și planuri de viitor cu partenerii noștri, dar pot să vă răspund mai exact după ce voi face cunoscută întrebarea dumneavoastră adunării generale a acționarilor. Deocamdată, noi am investit și investim în tehnologii inovatoare, încercăm să răspundem cerințelor cetățenilor aici de față, încercăm să aplicăm cele mai bune proceduri de lucru. În decembrie, cu ocazia vizitei la depozitul Fineco pentru a urmări starea lucrărilor pe care cu care ne-a orărat domnul primar și consilierii săi, au apărut diverse subiecte despre situația existentă și despre viitor. Și în declarația de presă pe care domnul primar a făcut-o direct la depozit, a apreciat faptul că Fineco este un operator în protecția mediului, nu este doar operatorul depozitului de deșeuri de la Săcele. Astfel încât, prin managementul superior al companiei Fineco, s-a exprimat dorința de parteneriat direct, umăr la umăr, cu primăria și cu Consiliul Județean pentru identificarea soluțiilor. Fineco își dorește să fie un partener pentru cetățenii județului, așa cum face efort și cum le-a făcut și în perioada de COVID, în 2020, fără întârziere. Trebuie să amintesc faptul că în 2020 am încheiat un proiect foarte important pe o planificare făcută dinainte ca lumea să știe de COVID și s-a respectat tot planul. Și profit de întrebarea domnului consilier local și de prezența domnului Agache, care știu că este consilier județean, public interesat, dar funcția bate gradul câteodată. Și să spunem așa, ceea ce îngrijorează Fineco în tot demersul pe care îl face ca operator în protecția mediului, este că astăzi suntem foarte, foarte departe de țintele de deviere de la depozitare. Fineco este lanțul din urmă, pe orice flux de management al deșeurilor, depozitul ar trebui să fie cel din urmă discutat. Depozitul preia astăzi 95% din deșeuri, în contextul în care Consiliul Local și Consiliul Județean ar trebui să fie preocupat că 60% din deșeuri astăzi nu ar trebui să ajungă în Fineco. Este obligația și angajamentul Consiliului Județean, Consiliului Local, să găsească metodele prin care acest deșeu să nu ajungă la depozit. Este obligația să le primim și este obligația față de cetățeni, nu față de Consiliul Local și față de Consiliul Județean. Mă întreabă doamnul Agache față de cei care poate nu-l văd. Noi ne-am luat angajamentul, inclusiv în perioada COVID-ului, să facem cel mai mare proiect de închidere și de protecția mediului din țară. În 2020 nu a fost proiect de protecția mediului la nivel național mai mare decât cel care s-a făcut la Brașov. Activitatea a continuat, continuă și în 2021 cu toate dificultățile posibile. Dar noi continuăm de mai bine de 10 ani să primim și să facem o protecție a mediului la nivel județean, cu un Brașov, orașul Brașov foarte curat, reședință de județ, în contextul în care țintele nu sunt atinse. În contextul în care, de exemplu, nu știu, domnul primar nu mai este aici, dar vă dau exemplu Clujului, primăria Clujului, anul ăsta, în prima parte a anului, a plătit 7 milioane de lei amendă la AFM pentru neatingerea țintelor de reciclare. Însă tarifele cu care noi operăm la Brașov sunt departe de tarifele europene de care toată lumea vorbește și departe de a fi ajustate
la nivelul la care să susțină un management eficient al deșeurilor la nivel european. Și cu toate astea, fiecare primărie de reședință de județ de oraș mare plătește amenzi la AFM pentru neatingerea țintelor de reciclare. Cu toate acestea, orașul este curat și tot acest deșeu ajunge la, în cazul județului Brașov, la Fineco. Toate cantitățile organice, după ultima analiză pe care am făcut-o și mi-am notat aici ca să vă povestesc, în deșeurile care ajung la Brașov, la Fineco, 41% este fracție organică. Este ceea ce din 2016 nu trebuia să ajungă la depozit. Plus 12% fracție reciclabilă, care înseamnă PET, plus materiale compozite. Deci în total avem aproape 60% care ar trebui să fie deviați de la depozitare și pe care noi îi primim. 41% la fracție organică sunt responsabili direct de generarea mirosului și disconfortului olfactiv. Noi la Fineco încercăm să-l gestionăm prin foarte multe investiții și foarte mulți bani, dar haideți să vorbim de origine și să punem toți umărul, toți cetățenii și reprezentanții Consiliului Local și Consiliul Județean. În momentul ăsta se vorbește de un SMID la nivelul Consiliului Județean, care se preconizează că va ajunge la valori de aproximativ 100 de milioane de euro. Cu valori de 100 de milioane de euro, cu TMB-uri construite, dacă în continuare deșeurile vor ajunge cum ajung azi la Fineco și poate Fineco va fi operatorul viitorului TMB și aceste investiții de 100 de milioane de euro, pentru că Fineco își dorește să fie un jucător important în protecția mediului pentru următorii 50 de ani. În următorii 5 ani ne-am propus să fim cea mai verde companie de management a deșeurilor din România și una din cele mai verzi și mai inovative la nivel regional. Și cu toate astea, ce poate să facă Fineco? În contextul în care deșeurile vor ajunge la fel de nesortate, amestecate, la o investiție de 100 de milioane de euro. Va fi un eșec total. Și trebuie să punem umărul. Fineco este de acord în planul de investiții, pentru că aceasta a fost întrebarea, ce planuri are Fineco? Fineco are planuri foarte mari, dar nu le poate face singur. Are nevoie de Consiliul Județean, de Consiliul Local și de populație. Populația să sorteze deșeurile, Consiliul Județean și Consiliul Local să sprijine populația, astfel încât foarte rapid să ajungem la țintele care sunt deja depășite și neatinse de mai bine de 4 ani de zile. Sper că am fost clar. Mulțumesc. Da. Bun. Mulțumesc, probabil că întrebarea nu s-a auzit cu claritate. Nu știu acum dacă m-a auzit mai bine. Da. Da, întrebarea a fost, de fapt, în contextul în care până acum reprezentanții fiind de mai multe ori când partener al autorităților și mi-ar plăcea să cred că pune pe cetățeanul. Și când spun asta, mă refer la faptul că tot acest disconfort care a fost cauzat de-a lungul timpului de această groapă de gunoi ar putea fi prevenit prin relocarea sa. La asta m-am referit atunci când am întrebat care sunt planurile de viitor. Da, am înțeles și sigur. Iar vis-a-vis de investiții. Am înțeles întrebarea dumneavoastră și v-am și precizat. Suntem un partener pentru autoritățile publice, indiferent de deciziile pe care le vor lua. Evident că participăm, dacă cu acceptul și acordul dumneavoastră, la realizarea viitoarelor proiecte ale Consiliului Județean, unde sperăm că ne veți sprijini. Distinsul domn Adache. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră că aveți intenția de a participa la noile investiții, dar înainte de a participa la alte noi investiții, cred că prioritatea este să le, să le încheiem pe cele vechi într-un mod decent. Adică nu putem lăsa lucruri nereparate și nefăcute la timpul lor în favoarea unor alte investiții. La ce vă referiți? Nu înțeleg. Nu am lăsat nimic. Nu știu la ce vă referiți.
Nu a fost lăsat nimic deoparte în acțiunile noastre. Am încercat să respectăm legea și să acționăm în conformitate și în condițiile legii. Specialiștii noștri aici de față vă pot confirma acest fapt. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile și speranța mea este că pe termen lung fiecare decident, inclusiv compania pe care o reprezentați, a învățat ceva și pe termen lung va acționa diferit, poate, decât a acționat până acum. Sigur că da, suntem partenerul dumneavoastră, chiar și în ceea ce privește atingerea țintelor. Deci, pe viitor, consider că ar fi necesar să sortăm deșeurile, să diminuăm cantitatea de deșeu care intră în depozit. Facem lucrul ăsta și astăzi cu mijloacele noastre pe care le avem. Încercăm să investim în tehnologie nouă pentru a rămâne partenerul dumneavoastră în atingerea țintelor. Și a bineînțeles și a reduce mirosurile. Mulțumim frumos pentru comentarii și pentru răspunsuri. S-a înscris domnul Florin Gugui. Îi dăm cuvântul domnului Florin Gugui. Mulțumesc, bună ziua. Vă rog să-mi confirmați dacă mă auziți bine. Auziți? Bună ziua? Da, da, vă auzim. Așa, mulțumesc. Țin să menționez de la bun început că eu sunt un reprezentant al celor interesați de modul în care Fineco a lucrat până acum și modul în care ei și-au gestionat amplasamentul actual. Mare parte, ca să aduc acum în discuție niște cuvinte cheie pe care le-am auzit de la mai mulți reprezentanți Fineco și chiar și de la instituțiile statului, am auzit că Fineco se dorește a fi un partener al cetățenilor, al autorităților locale. Am văzut viziunea și modul în care ei își propun ca pe viitor să facă investiții și așa mai departe. Am auzit și sugestiile domnului Agache, sugestii la care și eu mă gândisem în mod individual, fără să am un dialog cu dumnealui în prealabil. Mi-au plăcut sugestiile în care domnul menționa că ar fi totuși interesant de a avea niște senzori care să fie capabili să perceapă gaze pe cum acidul sulfidric, NH3, metilune captat și alte pulberi la distanțe diferite pe o rază de, nu știu, câteva sute de metri până în, la limita de protecție, până la limita zonei de protecție. Aș avea întrebarea către reprezentanții Fineco, care am văzut iarăși și în presă că sunt orientați către investiții și am văzut și dinspre doamna Stancu, dacă nu greșesc, locuitoarea zonei Triaș, că Fineco este o companie care e deschisă, într-adevăr, către investiții, chiar și dincolo de litera legii, pentru a câștiga această încredere și de a deveni un partener adevărat. Aș avea totuși curiozitatea să aflu părerea lor despre aceste propuneri, aceste, nu știu, idei de a monta niște senzori de jur împrejurul depozitului actual. Cu tot respectul vă adresez aceste întrebări. Pentru mine sunt foarte importante, din moment ce eu sunt locuitor al localității Sunt Petru, aflată la câțiva kilometri buni de acest depozit și care, periodic, această zonă este afectată mai ales de mirosurile de acid sulfidric, de hidrogen sulfurat, mai ales pe timpul nopții, mai ales, nu știu, în episoade oarecum, ce să zic, destul de încărcate, în sensul că sunt perioade când nopți la rând suntem afectați de astfel de gaze, gaze care sunt ușor de sesizat cu nasul liber și, bineînțeles, și sănătatea noastră a locuitorilor din zonă este afectată de astfel de episoade. Ce părere au despre acele propuneri, acele, nu știu, variante de a încerca de a monta astfel de senzori, dar acei senzori să fie cumva publici, accesibili publicului interesat și persoanelor afectate. De acolo, bineînțeles, oamenii pot, în caz de, Doamne ferește, de accidente, de episoade neplăcute, de emanații de gaze,
pot acționa în timp fără să fie afectați, fără să ne trezim nopțile cu hidrogenul sulfurat în casă, fără să fiu nevoit să-mi scot copiii din cameră, dintr-o cameră în alta și totdeauna să-mi păstrez o cameră ca backup, cu aer curat. Deci, ce să zic, eu fiind deja impactat de astfel de lucruri și adaptând un stil de viață, vreau să găsesc soluții pentru cele mai neplăcute episoade din cadrul managementului acestui depozit. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Puteți răspunde, da. În primul rând, mulțumim mult de observații și de faptul că foarte descriptiv ne face să înțelegem impactul activității noastre în ceea ce vă privește. Este un angajament pe care l-am luat încă din decembrie față de domnul primar care ne-a vizitat, spuneam mai devreme, și care ne-a precizat dorința, să zicem așa, a locuitorilor de a avea vizibilitate, de a avea transparență asupra activității, de la acoperire la funcționarea echipamentelor. Acesta este background-ul, să zicem așa, sau povestea din spate, care a făcut Fineco ca, începând de anul trecut, toate echipamentele, toate mașinările pe care le investește, în care investește la depozit, să aibă opțiunea conectării digitale. Astfel încât, și prin declarațiile de presă pe care le-a făcut, Fineco își dorește, într-o perioadă, sperăm noi chiar până la sfârșitul anului, să devină primul depozit digital din România, astfel încât toată activitatea ei, depozitului, să fie vizibilă de la A la Z într-o platformă digitală. Există deja investiții importante pe echipamente și următoarele echipamente, inclusiv senzori, proprii senzori pe care Fineco o să-i aibă ca operatori, cu această opțiune digitală. În momentul ăsta suntem în discuție cu cea mai mare companie de senzori de monitorizare olfactometrici și pe particule și pe gaze la nivel mondial. Suntem în discuții să vedem cum putem să implementăm. Un singur lucru trebuie să înțelegem cu toți. Fineco este o companie care gestionează un depozit de deșeuri. Nu Roșia Montană, nu o mină de aur. Totul pentru a se păstra într-o zonă de fezabilitate și de modernitate și de conexiune și la nivelul secolului 21 trebuie să fie fezabil și economic. Și avem nevoie de sprijinul tuturor ca toate inițiativele pe care noi le avem și dacă îmi povestim o să fiți uimiți de ce inițiative avem pe lista noastră, da? Vis-a-vis de tehnologii pe care vrem să le investim și le avem în planul de investiții. Dar toate acestea trebuie să fie sprijinite și de tarif și de populație, pentru că nu se poate face totul numai de către Fineco. Trebuie să fim într-un parteneriat în care să vorbim și de investiții, și de suportabilitate, și de ceea ce poate să facă Fineco în cadrul depozitului respectiv pentru confortul populației și, bineînțeles, pentru a atinge cererile care de altfel sunt normale în secolul în care trăim. Senzorii au analizoare. Un senzor, practic, ca să-ți arate concentrația, trebuie să aibă un analizor la bază, că nu funcționează pe aer, deci el, practic, trebuie să preia proba, să o analizeze și să-ți dea, noi generic le spunem senzor, să-ți dea o valoare, nu? Corect. Bine, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos și eu, s-a mai înscris la cuvânt, asumul. Dăm cuvântul reprezentanților Asum Brașov. Mulțumesc frumos! Domnii de la Asum. Da, bună ziua, suntem aici. Da, mulțumim frumos, aveți cuvântul. Bună ziua, este o temă extrem de importantă, de actualitate, extrem de sensibilă și această dezbatere publică este, pe lângă obligație legală, este un exercițiu de, să spun așa, democratic binevenit. Noi am transmis un punct de vedere înscris cu privire la tema supusă dezbaterii publice. Pentru cei care nu cunosc, Asumul este o structură, suntem o structură neguvernamentală fondată în anul 2006,
specializată pe protecția drepturilor omului și protecția mediului. Pot spune că, vorbind în numele ASUM, că avem o oarecare expertiză în anii care au trecut. Ideea este una extrem de simplă și, să spun așa, pragmatică. Județul Brașov generează cantități impresionante de deșeuri, care aceste deșeuri trebuie depozitate undeva. Unde le depozităm? Asta este treaba autorităților. Avem acest depozit ecologic care, până una alta, beneficiază de toate actele necesare privind funcționarea. Noi am monitorizat și depozitul ecologic Fineco și nu numai. Județul Brașov, ca să înțelegeți, colcăie de gunoaie, le găsim deșeurile acestea, le găsiți peste tot. Iar ceea ce eu vă spun astăzi, puteți găsi pe site-ul oficial al ASUM materiale nenumărate cu privire la deșeuri depozitate în mod ilegal, pe câmpuri, în păduri, pe cursuri de apă. Mai înainte era cineva din Sâmpetru. Petru. Ultimul material realizat în comuna Sâmpetru Petru pe dealul Lempeșului acolo. Nu știu, stau și mă întreb, acele deșeuri aruncate aiurea, depozitate total ilegal, nu deranjează pe nimeni? Acele deșeuri nu miros? Adică să nu încercăm să forțăm lucrurile într-o direcție care să ne convină nouă. Cineva vorbea de triaj. Noi am prezentat un material, cred că sunt vreo două sau trei materiale filmate în zona Lizierei, depozitări ilegale de deșeuri în zona de Lizieră. Nu spunem că este rău, nu spunem nici că este bine. Noi am prezentat o stare de fapt. Deci acest fenomen al depozitărilor ilegale trebuie să înceteze. Iar acest depozit ecologic, până una alta, până când nu va apărea o altă unitate autorizată, funcționarea acestui depozit ecologic este vitală și necesară. Aici au vorbit specialiștii în domeniu. Noi nu suntem specialiști și nu ne arogăm această calitate. Luăm de bun ceea ce specialiștii au exprimat, pentru că până una alta, ei sunt cei care răspund. În momentul în care pe hârtie, sub ștampilă și semnătură, spui anumite lucruri și le susții, ești direct răspunzător pentru ceea ce ai menționat în conținutul documentului. Noi ne putem da cu părerea și este foarte bine să ne dăm cu părerea, să exprimăm opinii, însă în niciun caz opinia noastră, nici măcar opinia noastră, nu poate ține loc de abnormativ sau nu poate fi invocată ca și un efect al unui act normativ în vigoare. În concluzie, nu vrem să discutăm mai mult pe acest subiect. Autoritățile statului sunt cele care trebuie să analizeze solicitările venite din partea operatorilor economici cu privire la funcționare, la autorizare. Și deciziile pe care autoritățile statului trebuie să le ia, aceste decizii trebuie luate în baza actelor normative în vigoare și nu pe bază de emoție populară, nu pe bază de simpatii, pe impresii sau alte interese. Prin urmare, dacă depozitul ecologic din Brașov întrunește condițiile legale necesare funcționării, el trebuie să funcționeze. Și acest lucru trebuie, o decizie trebuie luată, pentru că practic asistăm, am mai avut o dezbatere publică, acum o altă dezbatere publică. Adică tot dezbatem, dar odată cineva din partea acestor instituții ale statului, azi vorbim de Agenția pentru Protecția Mediului, trebuie să ia o decizie bazată pe lege și nu pe impresiile noastre a celor de la ASUM și nu pe
ținem cont, nu știu, analizăm dacă încadrăm într-un text de lege sau nu ceea ce cetățenii reclamă sau aduc la cunoștința autorităților statului. Dar, repet, decizia se ia în baza textului de lege și nu a unei emoții la un anumit moment dat. Deci dacă Fineco, depozitul ecologic, întrunește condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, care să-i permită funcționarea, acest lucru trebuie să se, trebuie să se întâmple. Mai departe, tot autoritățile statului trebuie să monitorizeze atent funcționarea depozitului, în așa fel încât operatorul economic să respecte cu strictețe procedurile de lucru, legislația în domeniu și toate acele planuri de prevenire și intervenție pe care le-a depus sau documentația pe care a depus-o în momentul autorizării. Iar încă o chestiune extrem de importantă este, cineva vorbea despre acel SMID. Da, să știți că în viitor funcționarea depozitului ecologic în paralel cu implementarea SMID-ului și a CMID-ului, Centrul de Management Integrat al Deșeului, sunt singurele soluții clare, autentice, viabile, care pot rezolva problema colectării, selectării și depozitării deșeurilor. Deci, în concluzie, dacă operatorul economic îndeplinește condițiile prevăzute de lege, trebuie să funcționeze în continuare așa cum a funcționat și până acum. Dacă nu le îndeplinește, atunci e normal că nu poate nimeni să elibereze o astfel de autorizație. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos și noi! O să merg la calculator și o să testez și ceilalți. Mai este, numai puțin, dumneavoastră ați venit acum? Vă rog frumos să vă doriți observat. Mulțumesc. Mai doriți dumneavoastră să... Este domnul Tum. Este public interesat și este asociația de dorit să-i adresați dumnealui o întrebare. Vă oferim posibilitatea unui dialog cu domnul de la ASUM. Mulțumim. Bună ziua, n-am reținut cum vă numiți. Nu am înțeles prea multe din discursul dumneavoastră. Mi s-a părut că citiți din ceva, nu știu, o carte, un cod penal, ceva. Ați da, cităm de la, de la Sfântul Duh, citire, da. Da, ați mi s-a părut. Foarte bine, dacă vreți cred să ne citim. Că... Nu, nu cred am că... înțeles, poate n-am eu, nu știu. Da, se poate. Cunoștințe. Voiam să vă întreb despre ce depozitare de deșeuri ilegale vorbiți în, în cartierul Liziera. Vă rog să căutați, să urmăriți pe site-ul nostru asum.ro și o să vedeți cel puțin două materiale cu depozitări ilegale de deșeuri în zona Lizierei. Dacă îmi transmiteți un număr de WhatsApp, o să vă trimit eu un link. Mi-e suficient, o să caut pe, pe site. Vă rog, căutați pentru că site-ul asum.ro este bogat în astfel de, cu ghilimelele de rigoare, în astfel de evenimente, nu din Brașov, din tot județul. Cam din toate comunele județului Brașov, dar și din Brașov, zona Liziere și nu... Vreau să vă asigur că zona e curată, cartierul este curat și de-aia am zis să vă întreb, văzând poza de la profil cu iarbă, mi s-a părut un pic că furați curent pe ce ați vorbit și de-aia am vrut să verific, dar o să caut pe site. Mulțumesc! De la dumneavoastră nu furam curent și nici lumină. Dacă îmi permiteți o mică completare... Mulțumesc! Poftiți. Am vorbit de investiții în tehnologie. Aș vrea să completez această chestiune în sensul că printre primele noastre investiții de viitor sau din primele noastre investiții va fi inclus parcul despre care făceați vorbire, doamna, n-am reținut numele dumneavoastră. Printre primele noastre investiții. Mulțumim. Mulțumim frumos. Au mai pus întrebări, mai avem înscriși pe chat, nu mai este nimeni înscris la cuvânt, numai că am întrebări pe chat, două întrebări pe care le-au pus publicul interesat. Este vorba de întrebarea domnului Dani Altea, care întreabă care sunt limitele de mirosuri care nu sunt depășite. Este o întrebare probabil
atunci când s-a vorbit de limitele de mirosuri. Aș vrea să răspundeți la această întrebare, domnul de la Ecoin. Mulțumesc frumos și după aceea o să pun și cealaltă întrebare. Ok. Discuția asta cu mirosul este destul de complicată și e complicată în primul și în primul rând pentru că mirosurile apar la concentrații în general mult mai mici decât limitele maxime admisibile pentru diferite substanțe chimice. Limite maxime admisibile stabilite de legislația de mediu în vigoare. În momentul acesta, în România, nu există o concentrație limită stabilită de către legislația de mediu în vigoare. Studiul de olfactometrie dinamică pe care l-am făcut noi, studiu care, acum sincer vorbind, nu are o bază legală, a fost solicitat și Fineco, operatorul economic, a fost de acord să-l facă, fără să existe o bază legală. Și vă spun asta pentru că la momentul în care a fost solicitat nu exista nici legea 123 și, așa cum nu există nici astăzi, nu existau niște limite în vigoare. Noi am făcut studiul ăsta primul din țară, nu spun că e perfect, nici pe departe. Noi am făcut studiul ăsta, am încercat să dăm cei mai buni, am încercat să ne folosim experiența și am folosit limite din alte țări europene, din alte state care au stabilit limite. Dacă vă uitați foarte bine și în comunitatea europeană, majoritatea statelor au limite stabilite, dar limitele, modul în care au stabilit aceste limite nu este unul omogen și nici limitele nu sunt aceleași. Deci, răspunzând strict la întrebarea dânsului, nu există limite pentru concentrația de miros în România în momentul acesta. În legea 123, va avea niște metodologii care sunt în curs de aplicare acum. Pe data de 15 am înțeles că ele vor fi în dezbatere publică din nou, iar în aceste metodologii anterior existau niște limite introduse. Deci nu în lege, ci în metodologii. Nu știu dacă vor fi și în metodologiile noi. Vom vedea și chiar vă invit, dacă aveți puncte de vedere și dacă aveți timp, să intrați pe site-ul Ministerului Mediului și să trimiteți puncte de vedere cu privire la aceste metodologii. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Mai am o întrebare de pe chat-ul de pe online. Domnul George Popa întreabă, e cald afară și la Brașov, există pericol de foc și incendiu la Fineco. Mă rog, face un comentariu dumnealui, la Belgrad, la Arad, parcă și chiar și la noi au fost astfel de cazuri. Ce facem în condiții de pericol în acest fel? Mulțumesc de întrebare. Mulțumesc. Este foarte pertinentă și este o îngrijorare reală. Există un grup de lucru atât operațional cât și de management la Fineco pe acest aspect. Sigur, suntem atenți la ceea ce vedem în țară. Trebuie să fim avizați că într-o săptămână jumătate, trei depozite importante din țară au luat foc. Două dintre ele la Drobeta și la Arad foarte mult. Din păcate, amândouă din accidente sau din focuri puse în lizieră sau în exterior. Este foarte greu să protejăm și sperăm și aici, și poate este un apel, uite, avem aici în sală reprezentanței primăriei, reprezentanți ai Consiliului Local, ai Consiliului Județean. Este foarte, foarte important, având majoritatea depozitorii din țară sunt înconjurate de miriști, de câmpuri, suntem în plină campanie de recoltare și trăim niște anotimpuri și niște vremuri care sunt caracterizate de vânturi puternice. În primul și în primul rând și cu ocazia aceasta, Fineco face un apel la autorități astfel încât să fie foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul depozitului. Depozitul este o facilitate de utilitate județeană cel puțin, în unele cazuri cu importanță națională și noi putem fi responsabili pe ceea ce facem în cadrul depozitului. Dar surse de foc în ultima o săptămână jumate la trei depozite majore în țară au venit din extern. În intern suntem foarte, foarte atenți cu degazarea. Degazăm deja trei celule, mergem continuu și monitorizăm foarte atent ceea ce facem acolo. Avem
atât utilitățile necesare, bazine de apă, cisternele, inclusiv mașină de pompieri internă. Este o situație, de exemplu, la Drobeta s-a intervenit cu o cisternă jumătate la nivel de județ pentru depozitul județean, cu o cisternă jumătate. Noi avem cisterna noastră internă în cadrul depozitului și mergem pe suprafețe deschise foarte mici pe care le acoperim zilnic cu pământ. Avem rezervă de pământ importantă pe care am pregătit-o, astfel încât dacă apare prin accident un focar, să putem să-l stingem imediat, să-l izolăm și să minimizăm orice impact, impact care s-a dovedit major în ultima săptămână jumate prin incendiul la cele trei depozite. Deci da, suntem pregătiți și facem toate eforturile și sperăm că și autoritățile locale, autoritățile județene să ne sprijine, să fie foarte atente față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Sper că am răspuns. Mulțumesc! Da, mulțumim frumos! Pe platforma online nu mai există întrebări. Dacă din sală mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt, da, poftiți. În măsura în care o instanță de judecată, dintr-o decizie definitivă, anulează acordul de mediu al Fineco, această autorizație integrată de mediu revizuită rămâne în picioare? În momentul în care o instanță de judecată decide într-un anume fel, bineînțeles că va decide atât asupra actelor de reglementare emise, cât și emise și care sunt puse în practică, cât și asupra celor viitoare și care au generat din acel acord de mediu. Dar este decizia instanței care se va motiva în drept și în fapt. Mulțumesc frumos! Nu am de unde să știm și nu știe nimeni de aici care va fi decizia instanței. Instanța va decide cum se va proceda. Mulțumim frumos! Alte întrebări? Da, poftiți! Vreau să completez puțin răspunsul dumneavoastră cu privire la analizoare, pentru că facem monitorizări de foarte mulți ani. Domnul Agache v-a întrebat foarte clar, metode standardizate. Și asta e o întrebare cheie. Răspunsul meu este, fără să fi avut o comunicare cu dumneavoastră, că nu trebuie să vă luați un asemenea angajament. De ce? Este aproape imposibil ca dumneavoastră să instalați niște sisteme care să respecte standardele naționale și metodele standardizate. Vă spun asta, persoană care face astfel de monitorizare, avem echipamente de milioane de euro, iar ce v-a întrebat domnul Agache implică niște investiții uriașe care se vor cuantifica nimic, se vor cuantifica în niște probleme suplimentare pe care puteți să le vedeți, dacă vreți, la alți operatori economici care au fost obligați de către agențiile de mediu să facă astfel de investiții, dar au fost obligați. Și aici vă dau exemplu celor de la Petrobras, e un exemplu public, au fost obligați pentru că în zonele rezidențiale din jurul lor depășeau, conform monitorizărilor și studiilor, concentrațiile de hidrogen sulfurat de zeci de ori. Adică acolo vorbim de concentrații întâlnite în mod constant de 200-300 de micrograme pe metru cub, în condițiile în care limita este de 15. Deci există precedente de operatori economici care au făcut astfel de investiții. Vreau să vă spun că nu funcționează. De ce? Nu poți să pui astfel de stații în jurul operatorului economic peste tot. De ce? Pentru că este foarte greu să găsești o locație. E vorba de milioane de euro dacă instalezi 4 astfel de sisteme. Și apoi te lovești de problema reprezentativității. Cine calibrează? Cine verifică acele echipamente? Pentru că o singură modificare din soft pot să arate dublu, triplu. Eu vă spun din calitatea unui operator, fără să-și dea nimeni seama. De asta legea spune foarte clar. Legea spune foarte clar și stabilește foarte clar cine se ocupă de astfel de monitorizări. În niciun caz un operator economic. Degeaba instalați, degeaba faceți astfel de investiții. Asta e părerea mea. Părerea mea din exterior este să vă focusați pe investiții, pe amplasament, asupra cărora aveți control, investiții eficiente. Ce o să faceți? O să măsurați concentrația de hidrogen sulfurat
și o să aveți 2 micrograme pe monitor și o să vă spună cetățenii că pute. Iar dumneavoastră o să spuneți, respectă limita de 15 micrograme din legislație, pentru că hidrogenul sulfurat pute sub acea concentrație de 15 din limita din legislație. Nu faceți absolut nimic, indiferent ce analizoare, o să măsurați un efect și nici măcar pe ăla nu o să fie cuantificabil ca și impact asupra populației. Părerea mea este că ar trebui și am susținut asta de la bun început. Focuzați-vă pe măsuri. Mi-ar fi plăcut să aud măsurile la care s-a gândit Fineco și măsurile din planul de gestionare a disconfortului olfactiv pe care l-am văzut. Sunt o serie de măsuri acolo. Vă luați angajamentul că respectați acele termene. Vă luați angajamentul că o să implementați aceleși măsuri. Haideți să ne gândim la alte măsuri, noi, cetățenii sau noi, instituțiile și așa mai departe. Cred că asta e direcția către care trebuie să ne focusăm. Bineînțeles, atras foarte bine atenția faptul că ceea ce ajunge la groapa de gunoi n-ar trebui să ajungă la groapa de gunoi și e responsabilitatea tuturor. Și așa mai departe. Deci, din nou, referitor la aceste echipamente, nu sunt senzori, de departe, dacă vorbim de analizoare prin chemiluminiscență, fluorescență și așa mai departe, vorbim de sute de mii de euro o stație, care monitorizează nimic, că dacă bate vântul un pic spre stânga, la revedere, ăla o să simtă miros, o să-mi spuneți, nu e domne, e 0,1, poate să fie 0,1 și chiar așa să fie. Dar credeți-mă, e foarte greu să ai grijă de un astfel de echipament. Noi facem calibrare aproape zilnic. Cine o să facă astfel de calibrare? Aveți personal care să facă așa ceva? O butelie de gaze talone 700 de euro consumați lunar. Personal care să facă așa ceva, plus credibilitate, o să ne spuneți că nu miroase, cine o să vă creadă? Nu o să vă creadă nimeni. O să investiți milioane de euro în niște sisteme ca să încercați să monitorizați niște efecte și nu o să faceți nimic. Populația o să fie tot nemulțumită. Părerea mea e că ar trebui să vă focusați către măsuri care să reducă emisiile de miros, oricare ar fi alea, pe amplasament. Mulțumesc! La ce vă referiți? Da, studiul acela îl vom face noi. Interesată să ce? Partea interesată să ce? Păi studiul acela îl facem că l-a cerut agenția de mediu, nu suntem noi interesați. Da, suntem interesați să-l facem, normal ca operator. Aș vrea să nu intrăm în dileme și în divergențe, vă rog frumos. Decent. Stați, nu știți ce vorbiți referitor la stații. Nu știți ce vorbiți referitor la stații de monitorizare. Vorbim de milioane de euro. Da, mulțumim frumos. Plăcere. Mai am o întrebare. Îmi cer scuze, dar atunci când m-am întors la masă nu mai era niciuna. Acum mai este o întrebare. Autoaprinderea poate exista? Nu, este o întrebare pentru domnii de la Fineco. Sau atunci să răspundă. Da, eu bănuiesc că este pentru domnii de la Fineco. Autoaprinderea are la bază o aprindere. Aprinderea are nevoie întotdeauna de o sursă. Autoaprinderea pe un depozit se poate întâmpla în contextul în care materiale, gen sticlă, plastic, pot face un efect de lupă sub razele puternice ale soarelui și pot aprinde dacă găsește sursă de combustie, adică dacă găsește un anumit tip de deșeu care se poate prinde imediat. Tocmai cum am explicat mai devreme, noi mizăm foarte mult atât pe captarea cât mai completă a gazului de depozit, astfel încât să eliminăm o sursă de întreținere a incendiului, a focului, și doi, pe acoperire. În momentul când acoperi, mai ales în perioadele acestea, așa cum am povestit mai devreme, cu mult mai multă atenție, elimine acest efect de lupă accidentală a materialelor de pe depozit, astfel încât micșorez foarte mult riscul de incendiu. Cam atât am putut să spun. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Nu mai am alte întrebări. Din sală, mai întreb o dată, mai dorește cineva să mai pună întrebări? Sau să facă vreun comentariu? Din publicul interesat.
Dacă nu mai este nimeni care mai dorește să pună întrebări și să facă comentarii cu privire la activitatea SECE Fineco și la calitatea rapoartelor de supuse dezbaterii, vă mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat, vă mulțumesc frumos pentru comentarii, pentru observații publicului interesat, dar și specialiștilor de care am avut parte la această dezbatere. Mulțumim frumos! Declar închisă dezbaterea publică la ora 18:56. Mulțumesc frumos!